facem combo. Mi-am dat ultimata, mâncați și te cam cooldown acum. 10 minute repede, mâncați și Dar vezi că am dat rec deja, să știi. Să mor tu? Nu pot să te cred. Bă, păi da, și zic ăștia că... Nu, mă, păi nu, că e pe rec, dar gen nu înregistrez și... Nu tai eu. Că-l tai. Vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast cu omul momentului. Cântăcios ăsta mic, ce egoist ăsta mic, mâna lui Dumnezeu, chat. Bine m-am găsit, boys, bine m-am găsit la un nou episod de podcast cu nimeni altul decât Cătălin Craiu, zis și... Mamă, m-a umflat ăsta ca pe grâscan, păi la câți bani mi-a dat pentru podcastul ăsta? M-a umflat cu una cu ești nebun. Am venit aici cu nimeni altul decât Neveu, care a acceptat într-un final să vină la acest podcast. Bine, a mărit un pic suma acolo plătită, dar merge așa. Către toți youtuberii care vor să vină la podcast, să știți că oferă o sumă frumușică, dar mă puteți plăti și în rambi. Deci Conacu, ca să înțelegeți, mi-a dat Yang, deci ne-a plătit în Yang. Ne-am întâlnit în Map 2 frumos, la Grăjdar. A venit Conacu frumos și ne-am înțeles. I-am dat și un FMS plus 9 și ne-am convins noi cu podcasturile astea pe Internet Explorer aici. Eu sunt lumea interloper! Băi, e o melodie, chat, e melodie, nu sunt interlop, ca să ne înțelegem. Da, sunt și eu băiat cu minte acum. Ești ai fost implicat în scandalul cu Emi Pian acum? Nu, frate, bă, nu, frate, nu mă bag, nu, frate. Nu, frate, nu, să moară, sunt și eu alt om acum, ești nebun, sunt și eu, stau și bă, eu cu mintea acum. Bă, că te-ai tricat ghes, ești ce trebuie. Sunt și eu alt om, frate, acum, sunt și eu alt om, mai înțeles? Nu mai fac prostii de alea, nu mai ai înțeles? Am înțeles. Boys, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram acolo la Jegosul Suprem și la Cătălin NV. O să apară aici sub noi, nu mai fac prostia aia. Băi, prin intermediul ăsta vreau să-mi cer scuze pentru că pe penultimul podcast am ratat acolo un green screen de fapt la început și am dat cu muci în fasole fix la început, dar se pare că oboseala și-a spus cuvântul. Să sperăm că nu mai există și a doua oară, bineînțeles, că dacă există și a doua oară înseamnă că e neprofesionalism. Sunt cu Cătălin NV sau Neveu mai pe românește, cum îl știe toată lumea, biceps, chat, fac bine. Asta e stânga! Să moară bărbații mei dacă nu asta direct stânga e! Sunt aici cu Cătălin și am zis să facem un podcast super mișto. Vreau să apăsați și voi butonul de lichean. Și cel mai important, oamenii mei, dacă nu știți pe Cătălin, și nu cred că nu știți pe Cătălin, verificați acolo în descriere primul link acolo la Instagram și la canalul de YouTube, să apăsați butonul de subscribe la omul nostru care joacă CSGO acolo, da? Foarte băieți, important. Băieți, ca să înțelegeți, toate chestiile pe care o să le facem astăzi o să fie o să fie și chestii exagerate pe care le facem în sensul de entertainment, dar și chestii serioase, adică voi să nu credeți că noi suntem șmecheri sau că vrem să demonstrăm ceva. Tot ce spunem, spunem din suflet și nu suntem șmecheri, nu suntem youtuberi, tot ce facem noi acum e pur și simplu caterincă pentru voi, Conacu face chestia asta pentru voi, să vedeți cum sunt fiecare, deci în afara faptului că un om este youtuber, cum este și omul. Asta bănuiesc că face, vrea să cunoască și omul din spatele ecranului, corect. Ați înțeles? Eu deja te-am cunoscut pe tine și câțiva oameni din comunitatea mea știu că am fost la tine acasă, știi, când făceai tu live acolo, de mi-ai dat praful de la mama mare să mănânc, mai ții minte? Când ți-am zis că mi-e foame la 1 noaptea, Cătăline, când ți-am zis, Cătăline, mi-e foame și tu ai spus, îți fac un shake de ăsta, dar te ajută dimineața, te faci Hulk, cum ai zis că mă trezesc? Și mi-ai adus salam de la scump, nu, cașcaval de la scump mi-ai adus, mai ții minte? Cașcaval fumat cu oaie, 25 de lei, fumat de grabite. Rălă, m-ai dus acolo, m-ai dus la baba la vrăjitoare, las că vorbim pe parcurs așa. Când mi-a zis vrăjitoarea aia de nevastă mea, că îmi mănâncă oasele, când am ajuns acasă, le-am căcat pe mine. Mamă, avea niște oase acolo într-o tavă și sunt care ele. Bun, Neveu, o să zic Neveu, o să vezi că o oscilez așa, Neveu, Cătălin, o să vezi. Am nu-i problemă. Am puține emoții și eu că e normal. Stai la podcast, e un pic mai serioasă treaba, da. O să încep cu începutul meu basic pe care îl știe toată lumea deja și știi și tu probabil dacă ai văzut un pic din podcast. Cătălin, am văzut, da. Descrie-te într-un minut. Deci... Salut băieți, mă numesc Cătălin Craiu din Videle, am pus orașul pe hartă, gen am luat o hartă și am scris Videle, nu vă gândiți la altceva. Așa, îmi place să mă joc CSGO, îmi place să ajut lumea, mi oferă o satisfacție foarte mare când văd oameni fericiți, mă joc Counter, sunt gras, am fost slab,
mă joc cu copiii pe afară șotronul și ce să mai zic? Stai că mai am timp? Mai ai. Cumpăr ciorbă la profesori, așa, cumpăr ghete de fotbal, Gata. Hai. Deci, dar ce ești? Că n-am înțeles. Gras. A, bine. Așa. Cătăline, avem un subiect comun. Aș fi vrut să am două cu tine comune, adică aș fi vrut să fac și o muzică, dar... Vrei să... Am și eu un vers pentru tot ceea ce și pentru tot. Și tu și eu. Hai. Auzi. Pă, da, ți-ar sta bine într-un podcast la Conacu pe canal. Pă, da, cu numere de deselere care și el ca merdea frumoasă cu lumini. Măi. Și acum eu. A pus mâna pe mine, i-am zis, dă-te pe Juventus. A pus mâna mai jos, a văzut că-i dă firmă training-ul. Dă pe jos training-ul. Cu neveu pe spate, dă-te la o parte. Podcastul, băi, frate, face ca la carte. Să moară frații mei dacă se uită decât tot, poate toată Craiova să se uite la noi acum. Vrei să zic o chestie funny înainte să încep cu nebunia mea? Mm. Tu nu știi. Fii atent aici. Bine, eu o să-ți dau numele, dar o să-ți șterg pe podcast. Am dat mesajul unei tiktokărițe, că vreau să aduc la TikTok înainte să vină toți oamenii de pe TikTok care au venit. Am dat la început de serie de podcast, am dat mai multe mesaje, știi? Și am ales, bă, zic, vreau o fată. Din YouTube am, zic, bă, din YouTube pe cine să chem eu ca fată, zic, și cu care vorbesc și știu că nu m-a refuzat, zic, cu Priuța. Zic, o chem pe Pri, zic, și din TikTok, zic, pe cine să chem eu. Și i-am dat mesaj unei tipe de pe TikTok. Și i-am dat mesaj tipei, știi? Și zic, băi, uite, eu am o serie de podcast, ar fi super mișto dacă ai putea o facem online prin intermediul Discord-ului, pentru că eu am vrut să o fac fizică, am apucat să filmez 2 sau 3 episoade fizice, adică fizice, față în față, face to face. Da, am înțeles. Și zic, uite, o facem prin intermediul Discord-ului, zic, ar fi super mișto, comunitatea mea să te cunoască, poate na. Eu totul o să fie bine. Și i-am spune mie, mi-a răspuns basic și mi-a zis: "Bună, câți bani?" Și eu am zis, gen, n-a răspuns ciudat, eu urât. I-am zis, bă, nu știam că se dă bani pe treaba asta, știi? Și am dat vocal, îmi spune. Păi bine, mă, nebunule, cred că tu te droghezi din intens. Adică eu vin, pierd jumătate de oră cu tine, face și câteva sute de mii de vizualizări clipul ăsta, că apare numele meu acolo, și tu vrei să-mi pierd timpul cu tine degeaba și să nu-mi dai niciun ban. Și am zis, bă, scuză-mă, nu am știut, n-am dat niciodată bani până acum. Nu am făcut-o, dar mersi și scuze că de deranj. Și ea mi-a zis, tot ea răspunde și îmi spune 150 de euro. Adică eu am zis, nu mai vreau să mai fac cu tine cumva. Și ea a zis 150 de euro. Și am zis, bine, soară. Mamă. Du-te după tataie, ești nebun. Sute de mii. Că nu mai contează. Bun, deci am zis și treaba asta, să vezi cum mai gândesc unii oameni. Am și ceasul ăsta de la socră, mi-a moștenit. Mi-a dat și mie un Seiko de ăsta. Nu știu, brodere, dar eu nu, pe mine nu mă surprinde. Adică nu sunt surprins deloc de ce mi-a spus. Ok, chiar înseamnă că ți-ai dat seama. Bă, să știi că au fost doi oameni care le-am mai povestit la podcast și i-au zis, bă, nu mă surprinde deloc. Mă așteptam. Bă, chiar nu mă surprinde, chiar deloc. Okay. Nu... Bun, Cătălin, avem un lucru în comun și ăla e cel mai important, YouTube-ul. Sem YouTuber, amândoi content creatori, o să vorbim despre treaba asta pe parcurs. Vreau să-mi spui cum și când te-ai apucat de YouTube. Bă, sincer, stai să dau microfonul mai așa. M-am apucat de YouTube, cred că în 2017, dacă nu mă înșel, prin vara lui 2017, puțin înainte de ziua mea, că ziua mea e pe 28 august, îmi amintesc cu vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte de ziua mea. Și... ca să înțelegeți cum a fost toată treaba asta, mă jucam, eu înainte mă jucam foarte mult, mă jucam CSGO. Să-ți fac așa un overall. Da, nu, da, mă... vorbește cum vrei tu, dă-i, pe podcast dă-i cât vrei tu, că avem timp. Dă-i cu detalii, nedetalii, tot ce vreau. Ok. Deci m-am apucat, nu voiam să mă apuc de streamer, la facultate, nu prea știam ce să mai fac așa. Eram la facultate, timp liber, mai aveam așa cât de cât, nu prea eram eu mor să mă duc la cursuri tot timpul, mai mult la astea importante, seminarii, laboratoare. Cursurile, noi ca studenți în general, le cam dăm pas așa. La sfârșit tragem tare și dai atunci, că așa face toată lumea. Tot românașul care se duce la facultate face chestia asta. Și zic, bă, trebuie să fac ceva, că nu erau de niciunul, ai înțeles? Nu puteai să faci nimic, adică mai jucai un fotbal, mai un alt. Înțelegi? Nu era nicio Caterinca, n-aveam nicio satisfacție. Pur și simplu trecea viața așa pe lângă mine, nu făceam nimic. Vrei tot timpul să-ți umpli timpul. Exact.
Deci nu am gândit-o ca pe un business sau ca pe ceva. Pur și simplu, ca oricine când se apucă de YouTube, se apucă, bă, cum e să se uită oamenii la tine, știi? Mm-hmm. Și mă jucam, frate, mă jucam prinainte asta, prin 2015, mă jucam CSGO cu coduri, ai înțeles? Cu parole de alea, cu hack-uri. Mă jucam cu coduri. Da, nu, spun, frate, sincer, oricum lumea știe chestia asta. Adică mă jucam, dar nu eram începător, frate, adică eram începător, mă jucam cu coduri. La un moment dat am renunțat la coduri, prietenii mei știau cum ar fi Taken sau Hala din Iași sau oameni care erau destul de ridicați ca nivel de Counter-Strike. Taken, care și acum e un jucător excepțional de Counter-Strike, cu achievement-uri, planuri și, în fine, competiții de-astea online mai mult decât offline, că la el, la Valea Dragonului, acolo unde coboară Rhaegar, dragonul lui Daenerys, nu prea sunt lanuri, ai înțeles? În fine, mai mult chestii online. Și zic, care-i treaba? Zic, bă, frate, mă lăsasem de coduri, înțelegi? Am zis, bă, mă lăsasem de coduri. Și lumea, știind că mă joc cu coduri, nu prea mă mai credeau, ai înțeles? Pentru că jucam bine, frate, și fără coduri. Nu excepțional, că n-am fost niciodată un jucător excepțional și să zic, mamă, sunt forță. Nu, frate, eram peste medie, puțin peste media jucătorilor. Și când am început să nu mai joc cu coduri, nu mă mai credea nimeni, frate. E ca hoțul ăla când cheamă, băi, fraților, vedeți că vine lupul, ajutați-mă. Vin toți săranii peste lup, nu era niciun lup. A doua oară, frate, mamă, lupul, veni să mă ajutați. Nu era niciun lup. E, când a venit lupul și a mâncat toate oile, n-a mai venit nimeni. Gen, ceva de genul spețe eram eu. Și, da, Ioan. Și ce crezi, fratele meu? M-am apucat de stream doar să demonstrez că pot să joc bine fără coduri. Și zic toată povestea exact cum a fost. M-am apucat de stream, m-am jucat fără webcam vreo 3-4 live-uri. M-am jucat fără webcam. Am fost omul momentului. Făcea BB War Night-uri cu CSGO și se uitau 80, 90, 100 de oameni. Și m-am apucat și eu să fac stream special pentru War Night-uri. Și dacă BB închidea stream-ul, oamenii se mai uitau și la mine, știi? Pe Twitch, am început pe Twitch, ca să ne înțelegem. Deci okay. Pe Twitch am început pe Twitch. Aveam 20-30, ok. Când m-am pus pe YouTube, după vreo săptămână, gen a fost la 3 zile pe Twitch, după m-am pus pe... Am început să am 20, 30, 40, primele zile. După care m-a găsit un băiat, nu mai știu sigur cum m-a găsit, generalul cheamă pe băiatul ăsta, e și el YouTuber, și mi-a zis, bă, frate, uite care-i treaba, am văzut că faci YouTube, că ești Caterin, că vrei să-ți fac setările, frate, la obie... Nu, mai întâi l-am rugat pe Iordanelu, care făcea YouTube pe vremea aia, era în vogă, Iordanelu, emoji ăsta, Nikos de la Puterea Dragostei, DNX, făcea și Palaș pe vremea aia, dar nu-l cunoșteam, adică nu știam că face. Era și el cu live-urile și mai era acolo pe vremea aia. Dar pe forță făceau live-uri constant, Iordan, care se juca foarte mult la pariuri, și emoji, Nikos de la Puterea Dragostei actual. Și după aia l-am rugat, mi-a zis generalul, bă, frate, să fac eu setările astea. Iordanelu m-a refuzat, n-a vrut să mă ajute. L-am tot rugat, bă, fă și mie la OBS setările, adică acum le fac în 10 minute, știi, mai ajut lumea să-și facă setările și zic, mamă, mersi, frate, nu mă așteptam. Aici confirm și eu că m-ai ajutat cu setările de CSGO. Nici nu mai țin minte și oricum dura pentru OBS, durează 5 minute să setezi un bitrate, să faci niște alerte din Typestream, basic-urile, chiar 5 minute pe cronometru le facem. Pentru orice YouTuber e simplu, îți trebuie doar o cameră. Și zice ăsta, generalul, bă, uite care-i treaba, îți fac eu setările, să primești și tu un ban. Nu mă așteptam eu să fac bani, zic, bă, fă ce vrei, nu mă interesează. A intrat băiatul cu TeamViewer la mine în calculator, mi-a făcut așa alertele alea, cum știu și el, nu mi le-a făcut foarte bine. S-a auzea de două ori, dar nu contează. Contează că omul m-a ajutat. Intențe. Și că a fost, da, omul, eu nici nu am cerut ajutorul, știi, mi-a zis el, bă, fă și tu chestia asta dacă vrei. După care povestea continuă în felul următor. Am făcut, fratele meu, live cu webcam și în primul meu webcam aveam de la 10 lei. Era webcam de la un fel de Logitech, era 10 lei la mâna a doua, mi-l dăduse cineva. De la de te uitai pe Messenger, mă, de te jucai biliard și de pe Yahoo Messenger. Și mi-a pus goal de Logitech C920. A venit un băiat, Chiezu, pe care nu pot să-l ui niciodată. David Gubernu îl cheamă și sunt prieten și cu el și cu fratele lui Claus Gubernu, dacă o să se uite, sunt niște băieți din altă țară. Primul om care mi-a donat într-o zi 100 de euro. Am făcut 100 de euro. Okay. Când am primit suta asta de euro, am fost șocat. Mi-am cumpărat webcam și părinții mei au fost foarte, foarte șocați. Pentru că eu la viața mea dădeam foarte multe scamuri. Adică am niște prieteni care sunt milionari în euro, persoane publice, prieteni de-ai mei milionari în euro, care eu când aveam 16-17 ani îi păcăleam că le fac servere de counter și ei trebuie să investească cu zecile de milioane. Adică eu mă duceam în Pipera, era o școală Mark Twain, și îmi dădeau câte 10-20 de milioane ca să fac eu servere de counter și de metin, de mu, dar eu doar le luam banii și nu le făceam nimic. În prezent le-am returnat banii și suntem și prieteni acum. Oamenii sunt, băiatul ăsta firmează cu Z, cu băiatul ăla, cu
cu mașinile alea scumpe. Da. Da, și el e pe acolo, la nivel cu Z. Adică e un băiat de nota 200, okay. Foarte bun prieten de-al meu acum. În fine. Și când au văzut părinții mei primi bani ăștia, suta asta de euro, au zis, bă, tu sigur iar faci cadale, iar păcălești copii, mamă, nu mai probleme ne faci. Zic, bă, mamă, nu e adevărat, uite că sunt bani reali, mi-a donat. Cine-ți dă, mă, ție bani în România? Cine-ți dă, mă, bani fără să faci nimic? Îmi zicea mama. La care eu ziceam, bă, mamă, uite care-i treaba, hai să-ți explic, că poate o să vină și mama mai târziu să... Că mai intră peste mine în camera, așa, mai mă verifică, că sunt pe la ei pe acasă. Și ce crezi, mă, că ți-ai jurat? Că știți că eu am stat la București, icona cu știe, la. O să vorbim? Povestim foarte. Chiar mi-ai făcut mare chef să povestesc, nu știu de ce, mi-ai dat un vibe super. Ok. Mulțumesc că mă las să vorbesc, frate, apreciez și chestia asta. Mă bucur, că dacă... Eu am chestia asta nașpa, că îmi vine să pun multe întrebări și să întrerup omul și nu pot să mă abțin, ard. Mamă, vine, am făcut un podcast cu cineva, cu Adi, în fine, că ceva Caterinca cu mașina și îl întrerupeam în continuu că nu știam, adică aveam foarte multe chestii de întrebat. Am făcut suta asta de euro, m-am apucat de live, începusem să am 100 de oameni pe live după vreo 2 săptămâni de YouTube. Și în prima lună din YouTube am făcut 800 de euro, în prima lună. Lumea a adunat pentru calculator, pentru monitoare, pentru mouse, pentru periferici. Am început să-mi pun și eu goal-uri, să fac 800 de euro prima lună din YouTube, 887 de euro. Prima lună din YouTube. Bine. Deja după a doua lună m-am înțeles... Ce trecu e dragonul ăla? Deja după a doua lună m-am înțelesese care-i treaba cu YouTube-ul. Am renunțat la facultate la Politehnică. Am stat la Politehnică 2 ani de zile, inginerie economică. Am renunțat. A fost o decizie foarte grea. Am avut certuri foarte mari cu părinții mei. Pentru că știi cum sunt părinții. Du-te și tu la facultate să fii ca restul. Adică tot timpul este o comparație. Dacă nu ești ca Dănuț să iei 3 de 10, nu ești tu copilul perfect, știi? Du-te și tu la facultate să ai și tu facultate cum au toți copiii, toți colegii tăi sunt la facultate, tu renunți. Băi, spune asta dacă... cred că e o trăsătură a fiecărui părinte. Știi? A fiecărui părinte care vrea binele copilului. Da. Bravo, așa e. Corect, așa. Corect. Am renunțat la facultate, mi-am luat diploma, am avut și niște probleme pe la cămin, pentru că eu l-am băgat pe un prieten pe nașpa acolo, a stat pe nașpa cu mine în cameră vreo 4 luni de zile. În fine, am plătit, am fost la decan, mi-am luat diploma, mama supărată, îți dai seama, toți copiii, toți colegii mei fiind la o clasă, mama fiind diriginta mea și toți copiii fiind la facultăți foarte înalte, cum ar fi cibernetică, automatică, drept, medicină, toți colegii mei, eu eram ăla, găulea prostul din clasă, care era doar stătea acasă, știi? Și... În fine, îi mulțumesc oricum mamei mele că m-a ajutat să iau bacul, adică a stat cu gura pe mine. Bă, măcar bacul, ia-ți, știi, ia stai, măcar ia și tu bacul sau... Știi cum sunt părinții, frate? Oricum, overall, nu te ajută la absolut nimic, nicio facultate, frate, orice ar zice toată lumea. Dacă ești un băiat isteț, poți să faci bani, poți să faci antreprenoriat și absolut orice, dar intrăm în discuțiile astea mai târziu. Bine, bacul, dacă le-i bine, dacă nu judec pe absolut nimeni, frate, fiecare face ce vrea cu viața lui, atâta timp cât nu mă deranjează pe mine. Așa. A doua lună, conacule, live-uri peste live-uri, Caterinca, ajunsesem la 200 de oameni pe live, frate. Mă jucam la IDM, următoarea parte a vieții mele m-am dus la IDM, la IDM Club. Este pe Splaiul Independenței, IDM Club. Ai auzit de IDM? Uh-huh. Mi-am făcut o echipă de Counter-Strike cu Iordanelu, cu mai mulți. În fine, am mai făcut stream de acolo. Iordanelu, care nu te ajutase, dar n-ai ținut, pică. Nu, cu Iordanelu care nu mă ajutase cu absolut nimic. Dar nu, suntem prieteni, îl pup, e fratele meu, dar gen, n-am uitat că nu m-a ajutat, îți dai seama că eu tot ajut și nu-i problemă, dar îți dai seama că omul poate n-a avut chef, m-a amânat, în fine, nu contează, era mai mici, nu mai contează. Ne-am făcut echipa asta de counter, am picat într-un meci de Faceit când am crescut eu boom-ul ăla contra Cerchiu, Sărchiu, nu mai știu cum se pronunță numele lui, și Victor, care jucau la în tier 1, adică erau jucători, de exemplu, Cerchiu e la top 5 cele mai bune echipe din lume. Oh, okay. Am jucat la IDM cu Hunter în echipă și cu Pop ăsta de comentează la Nexus și am făcut o figură frumoasă. Am avut 400 de bărbați pe live și n-avea nimeni pe vremea aia atâția bărbați pe live. Gândește-te, și aveam 1000 de abonați. Jur pe ce vrei tu, aveam 900 de abonați și 400 de persoane pe live. Mamă. Pe cuvântul meu de onoare dacă spun. M-am apucat așa, am tot făcut streamuri și după aia vine povestea strike-urilor. Am luat strike-uri la viața mea de am schimbat 4 canale de YouTube. Așa. Păi de ce luai strike? Intram pe Omegle, nu știam că există cenzură, nu știam că trebuie să pui cenzură. Mă uitam la meciuri de Counter-Strike pe Twitch TV, intram pe Twitch să comentez meciuri de Counter și am dădeau claim, copyright, luam câte 30 de zile, câte 3 luni de zile. Făceam 5.000 de abonați, 10.000, 20.000, deci luam strike. Ai avut un început fulminant față de mulți oameni care se chinuie. Pe perioada aia, pentru că, scuză-mă că te întrerup, în perioada asta poți să ai un început glonț. Ai înțeles, de exemplu,
Cum a, ba da, uite, cum a fost Imogen, a fost un fenomen. Imogen e 1 la 1000, mă, sincer. Da, așa e, corect. Dar pot, există cazuri, poate sunt mulți care se uită la noi și au forța asta și n-au posibilitatea să-și iau o cameră și să arate cine sunt. Te gândești la chestia asta? Da. Poate sunt da. mult mai caterincă și mai inteligenți ca noi și mai catchy și mai ce vrei tu. Primim mesaje și cred că și tu primești. Bă, frate, vreau exact. Să mă apuc de YouTube. Vreau să mă apuc de YouTube. Ajută-mă, fă de alea, dar nu putem să ne împărțim în toate în toate părțile. Bun, hai să ținem, să menținem firul ăsta așa. Deci așa te-ai apucat de YouTube. Practic a fost o prima dată să-ți ocupi timpul. Să-mi ocup timpul, deci a fost să-mi ocup și timpul. A doua oară ai plecat din chestia asta. Bă, lumea nu te credea, nu-ți dădea credite că tu joci bine și apoi doar să demonstrezi. Da, și după aia a venit chestia asta, am văzut că se pot face și bani, pot să-mi vin utilul cu plăcutul și am continuat-o. N-am continuat-o ca un business. Ești de acord cu ce a zis Palaș? Că nu există niciun YouTuber... Nu știu, n-am urmărit clipul. Nu există niciun YouTuber în momentul de față care poate să spună că el nu face YouTube pentru bani. Nu există niciun YouTuber de față care să spună că nu face YouTube. Sunt 100% big up. Big up. Care e percepția ta despre meseria asta de YouTuber, livestreamer? Meseria asta de YouTuber, livestreamer. Și cum te vezi tu după? Ok, deci meseria asta ca YouTuber live streamer, ca să ai succes pe platforma asta, ceea ce am trecut și eu prin succes și prin foarte, foarte mulți oameni și prin multe, tot am fost us cu toate alifiile astea pe platforma asta. În primul rând, pe platforma asta, dacă vrei să ai succes, trebuie să fii ori omul momentului, ori să te elegi de trend, trebuie să te agăți de trend. Trebuie să ai foarte important și e foarte, foarte important ceea ce eu nu fac, că sunt un leneș și obosit și un gras și un retardat. Trebuie thumbnail-uri pentru fiecare live și idei de live-uri și titluri, pentru că titlul contează fenomenal de mult și thumbnail-ul. Omul intră pentru thumbnail și pentru titlu. Dacă tu, după ce omul a dat click pe tine, ai posibilitatea ca să-l faci pe om, să-l menții acolo din 10 oameni, dacă menții 3 acolo și continui chestia asta, o să ajungi la un număr de 1000 de oameni constanți. Și o să intre și alții și alții și alții. Dacă tu spui titlu și am văzut că mulți faceți chestia asta și v-am zis și pe live-urile mele și poate v-a zis și Conac. Băi frate, dacă tu spui titlu CSGO cu băieții, nu e interesant, nu intră nimeni. Eu nu m-aș uita la un live unde scrie titlu CSGO cu băieții. Dacă ar face Conac un live, bă, face un sketch, bă, sindromul Tourette pe... își face el rolul lui, frate, e rolul lui. Sau uite... face o caterincă. Bă, intru să văd ce e handicapatul ăsta. Ce face aici? E bolnav? Chiar e bolnav? Chiar se preface? Asta e chestia. Că am văzut că asta ai făcut tu cu chestia asta în titlu. Și chiar m-am curios și am intrat, să zic sincer. N-am mai urmărit în ultima vreme niciun YouTuber, nu pe tine sau... nu urmăresc alți YouTuber. Singurii YouTuber la care mă uit sunt ăștia cu tenis de masă. Pongfinity și Table Tennis Daily. Deci astea sunt două canale pe care le urmăresc atât. Practicând sportul ăsta atât, nu mă uit la YouTuber. Și asta zic, dacă vreți să vă apucați de YouTube, luați-vă după trend. Da, da, ca să fii și integru, să ai și integritate și sfaturi, o să le dăm sfaturi. Nu, am zis, care e percepția ta asta? Cum vezi tu treaba asta? Meseria asta? E o meserie? Da, da, poți să o faci ca un job. Dacă ești constant și perseverent, poate să fie un job stabil pe viitor. Uite că vorbeam la început de Mițu, nu? Da, 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 chiar îl urmăream pe Mițu. Mă uitam la Mițu că intra în recomandate și mă uitam puterea lui de a ține atât de mulți oameni constant, adică omul face undeva la 100.000 de vizualizări pe fiecare livestream. Și eu cu Mițu am plecat amândoi de la același nivel. Eu am avut un start fenomenal, de exemplu față de Mițu. Și Mițu a știut să facă tranziția pe Fortnite când a trebuit. A fost omul momentului, caterincă tot ce trebuie. A renunțat la înjurături și absolut tot și a prins publicul ăla, ați înțeles? Asta e toată chestia. Cătăline, ai încercat mai multe tipuri de content pe canal. Care crezi că ți se potrivește? Bună întrebare. Mamă, o întrebare fenomenală. Sincer să zic, am încercat să fac Omegle. Am făcut Omegle. Am avut niște episoade memorabile cu Omegle. Și în ziua de azi are 1 milion de vizualizări un clip cu Imogen, când stăteam pe aici și nu făceam mare lucru, are 990.000 de vizualizări. Puteți să-l vedeți dacă vreți, e Sile Cib Cyber, e un băiat, un abonat care filmează faze. Cum găsește lumea? Scrie Neveu și Imogen Omegle, atât, doar atât. Ok. Așa. Când am dat doi de niște unguri, făcea rol pe ăla că nu suportăm ungurii și chestii de genul. Și ăla cu omul ăla gay parcă. Nu, ăla a fost altă poveste, poveste. Gata. Okay. Da, da. Așa. Și m-ai întrebat de job. Cum îl vezi ca Am zis că ai încercat mai multe tipuri de conte pe canal. Care crezi tu că ți se potrivește cel mai bine ție? Mă, sincer, mi se potrivea foarte bine la început Omegle-ul pentru că eram foarte spontan. Eram foarte spontan și neștiind cum e pe Omegle-ul, aveam răbdare să vorbesc cu toată lumea. Nu conta că e prost sau deștept. La început aveam flacăra aia de a face caterincă, a face caterincă frumoasă. Niciodată pe Omegle n-am încercat să fac o caterincă ca să înjosesc persoana respectivă sau ca să
să-l pun într-o lumină proastă. Dacă ei începeau de la firul narrativ al conversației pe care le aveam, începeau să vorbească urât sau pe nas, bineînțeles, ca și tine, îmi schimb mentalitatea și tonul față de ei. Dacă eu vorbesc frumos și facem caterincă și îi spun că, bă, frate, uite, eu sunt mare șmecher aici și el mă înjură și face ca toate alea și nu continuă jocul, bun, clar că încep și eu să-l atac. Ești de acord cu mine, da, că ești speță numărul 1 pe Omega la ora actuală? Să zic. Da, ok. El rei de lume, da. Bun. Deci, am făcut Omega, ce am făcut, am luat strike-uri multe, după care m-am lăsat, făceam tranziția două zile Counter, două zile Omega, două zile. La un moment dat, lumea voia Omega, frate, pentru că românul vrea divertisment. Nu mai, da, gen aveam acum în 2017 1200-1300 pe Omega, mai făceam un Counter, mai aveam 7-800 și lumea care se uita la Counter, în zile de Counter, hai bă și tu un om. Și eu făceam chestia proastă să fac ce vrea lumea în perioada aia. Dacă eu aveam chef să joc Counter, eu trebuia să zic, bă, eu mă joc Counter, dacă vreți stați, dacă nu, nu. Dar nu făceam, acum fac chestia asta. Da. Dar înainte nu făceam. Făceam și eu, bă, dacă vor băieții oameni, hai mă cu un om. Nici nu-mi păsa, frate, n-aveam nimic aranjat pe canal. Uh-huh. Făceam Omega, mă simțeam și eu bine, frate, mă simțeam și eu bine. Făceam YouTube, deci pură plăcere. Deci un an de zile YouTube-ul ăsta, frate, a fost pentru mine pură plăcere, frate. Deci pur și simplu dădeam drumul la live când aveam eu chef și stăteam câte 3-4 ore, frate. Continuăm și după, ca să înțeleg, okay, să zic de ce vorbesc chestia asta. Spun deschis, frate, nu mă feresc. Bun, adică... deci asta, primul an. Că apoi s-a schimbat, da, ceva. Bun. Schimbat, deci, da, ai încercat Omega, ai încercat divertisment, adică ai încercat CSGO cu ce ai început. M-am jucat CSGO. Recent ai început să faci muzică, nu la tine pe canal, dar te-ai băgat și în treaba asta. Da, într-o melodie, dar vorbim și despre chestia asta. Ok, bun. Care crezi, care dintre astea trei, care crezi că ți-a adus cele mai multe beneficii canalului? Counter-Strike-ul mi-a schimbat viața total. Dacă nu era jocul ăsta... și în cea mai bună perioadă a vieții mele, adică acum pe vreme de pandemie, când aveam undeva la 4.000 de oameni constant, timp de 2 luni de zile am stat pe 3.000, 2.000 și 2 live-uri pe zi, băieți, a fost cea mai bună perioadă a vieții mele. Chiar frate, munceam și mă meditam și mă chinuiam să ofer un content cât mai bun și lumea să se uite la mine, să se simtă bine. Adică mă puneam în locul viorului. Cum sunt eu viorul lui Conacu? Bă, voiam să-i văd așa pe spate. Își luau ceva de mâncare, frate, și râdeam și stau așa și iau, uite, bă, și mi-a decapatul ăla cum face, destrăbălatul ăla, cât agitat e, cât de caterin că e. Asta am încercat, ceea ce acum am luat o mică pauză, dar vorbim și despre. Dacă vrei să zic că toți suntem sinceri și ne-am promis că o să fim vorbește sinceri ce vrei tu. La începutul ăsta, la începutul pandemiei a fost și momentul care în ochii mei te-ai schimbat, să știi. Așa, spune, nu nicio treabă. În ochii mei chiar te-ai schimbat. Ai renunțat la NV-ul la vechi, la NV-ul la impulsivul, la NV-ul la care te ajuta, era prietenul tău, dar era și super supărăcios și avea și o fire răzbunătoare. Adică dacă nu-i convenea lui ceva, era un pic răzbunător. Dar era bun per total, dar te-ai schimbat. Și noua versiune, nu știu dacă te uiți la Lucifer, ai văzut că a apărut Lucifer? Nu, n-am văzut. A apărut sezonul nou din Lucifer, dacă nu te uiți. N-am văzut. E un episodul 2, Lucifer 2.0, adică varianta mai bună. E, varianta asta pe care ai prezentat-o tu și cred că și tu ai văzut că e mult mai bună pentru oameni. Și mult mai bună. Trebuie să-ți placă ție prima dată. Dacă ție nu-ți bravo, place... mamă, ce bravo, bine punctat, deci ai punctat bine. Trebuie bravo ție, da. Ție. Exact. Să-ți placă ție. Bun, Cătăline, de-a lungul timpului ai legat câteva prieteni prin intermediul YouTube-ului și... aș vrea să-mi spui dacă vrei și tu, cu cine mai ții legătura și cu cine nu mai ții legătura dacă e cazul. Bă, ca să fiu sincer, fraților, vă zic sincer, frate, că suntem și aici la podcast și... deci am legat foarte multe prietenii, frate, pe YouTube-ul ăsta. Foarte mulți dintre ei nu m-au mai băgat în seamă, mai deloc. Sunt YouTuber cu care mai vorbesc, cum ar fi, să zic așa, mai vorbesc, vorbesc cu Imogen, chiar vorbim. Avem o legătură destul de apropiată, adică ne sunăm, ce mai faci, cum mai ești. Am avut o foarte bună prietenie cu Palaș, am avut o prietenie, deci a fost la sufletul meu, după care ne-am certat diferite probleme, da, de ale noastre. Oamenii se ceartă. Într-un fel, îmi pare rău sincer că nu mai suntem acolo, și că, dar el să știe că eu n-am absolut nimic cu el, niciodată nu o să am nimic cu el, pentru că oamenii văd faptele bune, când un om face fapte bune, clar nu e suflet rău, când face din suflet anumite chestii și caritabile, clar nu e suflet rău. Așa, mai vorbesc, vorbeam înainte cu Jaxi, vorbeam așa destul de mult, un om deosebit, sincer, și m-a și ajutat cu un parteneriat cu un chinez, 88 Skins, ca să spun așa, mi-a dat primul parteneriat din viața mea,
chiar îi mulțumesc lui Jaxi și mă tot gândesc uneori. Stai, bă, nici nu mă așteptam. Eu te urmăresc. Nu ai avut cumva primul parteneriat cu Boosteroid? Nu, înainte de Boosteroid a fost chestia asta cu 88 Skins. Jaxi m-a recomandat la chinez, la Ian ăsta. Ok. Jaxi m-a recomandat. Chiar am rămas șocat. Eu, nefiind de obișnuit să mă ajute lumea, a fost un mindfuck total, un șoc. Okay. Băi, uite și ăsta care... Oameni. Așa, oamenii pe YouTube sunt majoritatea foarte falși, adică e o mâncătorie extrem de mare, extrem de mare în toate domeniile, fie CSGO, fie Fortnite, fie Battlefield ăsta, orice. Battleground, orice. FIFA, deci în FIFA și am auzit eu cazuri și știu despre ce vorbesc. Și în loc să, cum să zic eu ție, dacă îi merge cuiva bine, frate, ceilalți parcă stau puțin și jod așa unghiile, știi ce zic? Majoritatea oamenilor, bă, dacă îți merge, în loc să te bucuri, să te întrebi, bă, frate, ăla e șmecher adevărat, dacă reușește să mențină, să fie constant, bă, ăla e caracter, trebuie să stai de vorbă cu el, să vorbești cu el, nu știu, donează-i 20 de euro, bagă-te cumva în seamă, cunoaște persoana aia, dacă n-ai cum să, dacă nu-ți răspunde, sau, nu știu, fă ceva, când e live, vorbește cu el, bucură-te că există oameni de genul, dar sunt și oameni care abuzează de platforma asta și o storc așa ca pe lămâie, gen o storc așa, bă, cât se poate ia de mult. Și când nu mai e nimic de stors și nu mai cade niciun ban, își dau cam marea mapă față. Ai înțeles? Cam asta e chestia. Ok. E foarte trist. Oameni cu care mai ții legătura. Mai ai? Deci vorbesc cu Imogen. Vorbesc cu Jaxi, să zic așa. Vorbim, adică dacă avem ceva de vorbit, vorbim. Uh-huh. Așa, YouTuber de ăștia cu care mai vorbesc așa, asta este, nici nu știu. Uite, cu generalul nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc absolut deloc, dar nu înțeleg de ce. Mm-hmm. Nu mai vorbesc deloc și eu chiar m-aș fi jucat cu generalul la oricând. Aș face un live cu el, dual face cam, sau să facem un clip. Băieți, nu am nicio treabă cu băiatul. Băieți, tag acolo în comentarii și duceți-vă pe Stern să joace. Că ar fi un... deci, eu aș vrea să văd treaba asta. Bă, sincer, ți-am zis, nu m-a ajutat el fenomenal de mult să zici că... Bă, da, acolo. Un pic, bă, eu nu pot să uit, ești nebun. Adică nu poți să uiți, frate, când omul era YouTuber, era și el live și juca cu mine pe live-urile mele, frate. Cum eu știu că nu-i plăcea că joc bine, că eu jucam și bine, bro, ai înțeles, în perioada aia. Bă, nu sunt arogant, băieți, chiar jucam bine, să mor eu dacă vă mint. Dacă nu am bătut toate lanurile de la Asus din România, întrebați pe cine vreți, okay. am toate cupele de la Asus, de la Carrefour, să mă arăjeam. Ok, fii atent. Te-ai consacrat și lumea te-a cunoscut până intermediul CSGO-ului, corect? CSGO, Caterin, că agitația asta așa, agitație și CSGO combinate, asta a rezultat. Care sunt cele mai frumoase amintiri legate de CSGO pentru tine? Fo, aici mă fac să plâng, ești nebun. Băi, frate, depinde fost... cel mai frumos meci al tău. Fo, cel mai frumos meci al meu, ești nebun. Țin minte, Liviu Creativ, care ești un fraier în fața mea și ești prietenul meu, dar ești numărul 1, ești așa. Eu sunt retardat, înțelegeți? M-am jucat la foarte multe la rivalul meu de viață întreagă a fost Exe. Nițe Exe Eduard, care a jucat la Nexus, fratele lui Sixe. Bă, eram o rivalitate, eram și bun prieten, adică venea, dormea pe la mine. Știu mergeam. Asta. Exe, eu am jucat o mare perioadă de timp mai bine ca el, mult mai bine ca el și el poate să confirme chestia asta. Ne jucam la Nexus, ne jucam peste noapte, rămâneam la sală la Nexus. E, nenorocitul ăsta de Exe s-a jucat atât de mult până a început să spargă tot, mă, ai înțeles? Bă, spărgea omul, ești nebun, așa a făcut echipe bune. Și era un LAN, frate, la tot așa Asus. Asus sunt niște LAN-uri, le organizează în mall-uri sau în diferite locații. Și câștigi de astea cupe, uite cum ar fi asta, cam o grămadă, uite cum ar fi o cupă de asta, câștigi un ghiozdan, o diplomă, gen câștigi un mouse, uite tastatura asta am câștigat-o la Asus versus Cool Gaming, i-am bătut pe Cool Gaming în finale, 600 de lei. Atunci a fost un premiu mai mare, știi? Și cel mai frumos eveniment din viața mea a fost la anul ăsta când am jucat contra lui Exe, contra lui Shadow Strike, Options, Creativ și nu mai știu cine mai era. Și aveam o echipă cu niște oameni care nu prea jucau Counter atât de mult. Eu, AMX, X-Polar, Avenger și încă cineva, nu mai știu sigur care era al cincelea. I-am bătut, după ce am ajuns în finală, Liviu Creativ am ieșit la țigară toți și era foarte arogant. Ai mă că terminăm și noi meciul ăsta, vă duceți și voi acasă, 1-0 la hărți, best of 3. Pentru best ei. Of 3. Pentru ei. Aveau 1-0 la hărți. Prima hartă Cobblestone au bătut 16-13, 16-12 și acum live-ul la doctorul de la Asus pe canal. Că am țipat, am făcut ca toate, am drămat calculatoarele. Și la 1-0 Liviu a zis, mamă, hai mă că vă bate repede, mergeți și noi acasă, suntem obosiți. Cu de-aia de-aia lui Liviu, când era el pe vremea aia mai vagabond. Eu am tăcut din gură, am zis să moară, mamă, domne, să-l bat pe ăsta, să tacă dreacul din gură, să mamă, de-abia, mamă, fac tot ce pot.
Bă, am vorbit în continuu, ne-am dat, am făcut 30 de fraguri pe toate hărțile. Deci a fost meciurile vieții mele, au fost alea. Options poate să confirme că el își amintește. Options YouTuber-ul, știți poate. I-am bătut a doua hartă, i-am bătut și a treia hartă. I-am bătut a treia hartă pe DAS 2 în overtime. A treia hartă i-am bătut 21-19, adică meciul strânse, 40 de boabe aproape am avut. Mamă, și deci a fost atât de personal. Mamă, nu s-a mai ridicat Liviu după scaun, ești de bun, zici că au pierdut sute de mii de euro, ești de bun. Mamă, eu mă simțeam, deci dacă aveam de ales între un milion de euro și sentimentul pe care l-am avut atunci, bă, făceam ceva pe un milion de euro. Mamă, când îl vedeam pe Liviu, mamă, deci eram atât de bucuros să-mi plec acasă obrazul. Exe supărat la fel acolo, exe supărat, Options, Caterinca, lasă-mă, ne-au spart, ce să mai zic, ne-au spart. Ok, s-a fost cel mai frumos meci la un an sau un turneu, da? La un an, la un turneu, okay. Da. Și care, a fost. Care a fost cea mai bună perioadă? Raport, rank, ELO sau competiții jucate? Că eu știu că e și pe matchmaking, e și e rank-ul pe matchmaking, ELO pe Faceit și competiții jucate. Care a fost cea mai bună perioadă ta? Adică cel mai sus, când ai fost cel mai sus? 2017 sau 2018, cam aveam un stack foarte șmecher, făcea BB overnight-uri. Aveam un stack foarte șmecher, jucam foarte mult, mă antrenam, jucam respawn și am avut un stack, dacă nu mă știu, l-am bătut și pe ăsta, cum se cheamă, erau echipa Invictus Aquilas pe vremea aia, s-a apucat să echipă bună, Ucluj să numeau, erau și băieți de la, care câștigau non-stop cei mai buni din România, pe Overnight, NJ, mi se pare că era Blitz, Slade, oameni care au jucat și Anexus, aparent, acum cam tot au jucat Anexus, și de vreo 2-3 ori la rând, am avut o echipă cu Ime, actualul băiat de la Nexus, eu, Ime, Taken, Zero, care a jucat la Cool Gaming, Zero, Găman, așa, și Safșcade. Am avut echipa asta și Renki. I-a mai schimbat cât un jucător, Și am bătut cam tot la overnight-uri, băteam cam absolut tot. Când erau lanuri, ne făceam brigada noastră, mă duceam cu NJ, cu Slade, cu băiatul ăsta, mai jucam cu White, care a jucat și la Nexus. Ne făceam brigada noastră și când ne duceam pe LAN, bam, spărgeam. Ne-am dus la LAN la Discovery Arena, pac, am spart. Ne-am dus la LAN la unde am mai avut LAN-uri, pac, am spart. Ne-am dus la Timișoara, la Loli și am mers 400 de kilometri cu Taken, cu Blitz. Blitz care a jucat la Nexus, cu Taken. A jucat în finală contra, nu mai știu, Warbringer. Mai mulți jucători care sunt acum buni, rank S și buni. Ne-am spart, pac. Al doilea an, la fel, ne-am dus la Timișoara, la LAN. Am jucat contra Exe în finală, iar contra Exe ne-au bătut 2-1 la hărți. Mamă, am murit, locul 2 am luat și atunci. Deci oriunde ne duceam, nu exista locul 3, exista 1 sau 2, dar spărgeam. Adică mă duceam 400 de kilometri, dar nu mă duceam degeaba, că mă simțeam bine. Vezi, Cătăline, de ce a însemnat ceva pentru tine CSGO? Pentru că poate tu nu-ți dai seama, dar ții minte nume, ții minte nume de echipe, ții minte nume de jucători care au trecut 3-4 ani, unii nu știu ce au făcut ieri. Ții minte tot. Dar ai simțit vreodată că vrei să te lași de CSGO? Niciodată. Nu? Niciodată. Acum aș simți zilele astea că mi se mișcă prost, îmi framează uneori, dar nu. Niciodată sincer să mă las de CSGO, dar sunt conștient că aș putea face tranziția cu alte jocuri să meargă mie mai bine ca și viață. Nu știu când o să mă lepăd de jocul ăsta, pentru că încă l-am în suflet, mă înțelegi? Lepăd. Nu știu okay. Care-i treaba, dar... Băi, Cătăline, lumea te știe că ești un caracter aparte, ești milostiv, ești gură mare, ești milostiv, da, ai frică de Dumnezeu, cum zicem noi. De unde a apărut chestia asta la tine? De unde... Bă, sincer, chestia asta că cu faptele bune sau cu da, ce te referi? Da, cu fapte bune, că, bă, nu știu, ai un caracter mai milostiv. Da, e mai complex caracterul meu, pentru că... Cum să zic eu ție? La mine defecte sunt că eu mă enervez și vorbesc mult și prost. Eu când m-am enervat, mă enervez și uneori nu pot să mă abțin, frate, am un caracter foarte vulcanic. Bă, și zic și lucruri aiurea, poate care nu le sunt simți, chiar așa. Nu le simți. Nu le spun chestii care atacă persoanele alea exact unde trebuie, dau niște săgeți exact unde trebuie, dar nu-mi dau seama că pe ei deranjează și ei dor chestiile alea. Pentru că poate ei mi-au făcut ceva mult mai puțin decât... Pentru că mă enervez foarte repede, frate. Pentru că eu mă aștept, aveam chestia asta, mă așteptam că dacă, bă, eu sunt de treabă cu tine, trebuie să fii și tu de treabă cu mine. Eu cu asta adică, bă, dacă tu mă suni conacule la 3 dimineața, sunt dator față de tine. Să te sun și eu pe tine să te ajut când mă sun tu pe mine. Ai înțeles? Și când mi-am luat țeapă de atâtea ori, am început să fiu mai rău. După mi s-a dat un reset total. Cu chestia asta, okay. Mi s-a dat un reset total. Deci, ok. Când a apărut? Adică de unde treaba asta? De unde firea asta ta milostivă?
Bă, așa frate, știu cum e să dai. Obișnuit. Da, 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 tatăl meu este omul care, de când îl cunosc eu, nu înțelegeam de ce dădea bani la oameni pe stradă pe care nu-i cunoștea. Eram mic și nu înțelegeam de ce dădea bani la oameni pe stradă. El se întâlnea, l-avea pe unul Vali care a murit, Dumnezeu să-l ierte, de aici, din Videa, îi dădea tot timpul 10 lei, 5 lei. Și, bă, uneori nu-mi dădea mie bani să ies afară, cât îi dădea lui ăla când se întâlnea cu el. Avea câțiva pe aici, și, bă, tată, de ce le dai bani? Bă, asta să fie paguba noastră, lasă frate să-și ia și el de mâncare. Dar nu înțelegeam, ai înțeles? Nu înțelegeam. Am crescut mai mare, am văzut care sunt adevăratele greutăți ale vieții, cât de norocoși suntem noi și tu în speță, că vedem, ești un băiat frumos, ești un băiat frumos, nu sunt gay sau ceva, gen, ești un băiat ok, frate, ai înțeles? Da, ești un băiat care are în pat, confirm, nu? Gen, ești un băiat care are trăsături frumoase, nu ești strâmb, n-ai nasul mare, ești un băiat decent peste medie, să zic așa, și mulți oameni sunt așa și ar trebui să fie recunoscători că sunt sănătoși, că au unde să stea, au un calculator și să nu se mai vaite lumea atât, frate, nu vă mai văitați atât. Pentru că fiți mulțumiți că v-a dat Dumnezeu, bă, frate, oameni să nasc orbi, oameni prin spitale mor, oameni cu perfuzii în mână, copii amărâți, le plouă în casă, n-au case, dor pe stradă, ajung să se drogheze și multe, multe alte chestii, frate. Și mi-am dat seama de chestia asta. Acum un an de zile mi-am dat seama mai deep așa de chestia asta, bă, și am început să lu, frate, am încercat să schimb lumea, dar e cam greu, frate. Acum iar am schimbat-o. E cam greu. O să revenim un pic la subiectul ăsta după următoarea întrebare, pentru că vreau să te întreb ceva. Ținând cont de treaba asta cu caracterul tău mai bun, mai milostiv, să fii mai sufletist. Sufletist. Așa? Știm cu toții că când ești bun, ești luat de prost. Sau vorba aia românească, facerea de bine e futere de mamă. Corect? Corect, da, da. Corect. Legat de treaba asta, ai avut ceva bifuri pe YouTube, certuri? Bă, să zic sincer, certuri pe YouTube, certuri adevărate, certuri, bă, sincer să zic, bă, bifuri am avut pe YouTube, sincer. Eu știu de una, că tu la un moment dat, știu că tu te-ai certat sau aveai un bif cu Colo, nu îl știu complex, dar știu că la un moment dat el te-a acuzat pe tine că tu îl copiezi pe el sau nu știu ce. A, te vechi, bravo, da, da. Bă, sincer ca să vă zic așa. El m-a acuzat că asta cu copiatul pe el. Bă, frate, oarecum, într-o oarecare măsură, eu mă uitam la foarte mulți youtuberi pe vremea aia, înțelegi? Și luam chestii interesante de la fiecare. Într-adevăr, poate că fără să-mi dau seama, poate am zis și eu, respect, bro, forță. Dar asta, când ești om puțin ranchinos așa și răutăcios și rău, ai impresia că te copiază, că, bă, frate, dacă te copiază înseamnă că e bine, ești nebun, înseamnă că ești maker. Dacă lumea te copiază, înseamnă că ești autentic. Dar poate am luat și eu aia cu respect, poate fi făcut și o astare lui cu degetele, poate am luat și de la ăla ceva. Dar important este să nu copiezi o persoană să fie exact ca el. Ia și de la ăla, ia și de la Cona cu puțină nebunie, ia și de la Imogen puțină nebunie, ia și de la Mițu, ia și de la Generalul, adună-le, pune și tu jumatea lor ce ai luat de la ei, 50% de la fiecare câte 5-2-3%, pune și 50% a ta, fă o combinație și ieși un personaj nou, cum e Bendac. Corect. Ia de la fiecare câte ceva, dar pune și tu amprenta în cocoș, nu fă ce fac eu pe live, adică nu sta numai așa și îi imităm și copiază-mi vă, că atunci ești lăchios, ești lăchioi, direct ești lăchioi, ești fără personalitate, ești persoana non-grata. Okay. Ești... Am promis că revenim la treaba asta, legat de faptele bune și astea, și eu am făcut recent, eu de-a lungul timpului cred că am făcut vreo 3 mai serioase așa, dar nu vorbim despre ce am făcut. Eu vorbim că oamenii știu, vorbim despre ce ai făcut tu. Ai făcut fapte bune, ai strâns bani pentru caritate pe live-uri? Da, de foarte multe ori. Eu te știu, oamenii nu te știu. Eu te știu că de multe ori tu ai făcut o chestie pe care eu n-am înțeles-o la început, ce zic sincer. Adică, a fost totul tulmutul ăla, dacă îl mai ții minte, cu miliardul tău făcut din YouTube, că ai pus bani pe bani. Bine, lumea nu a înțeles o chestie și nici eu n-am înțeles-o. Bă, cum poate ăsta să pună bani pe bani? Că-ți pierzi capul când faci atât de mulți bani, știi? E, eu n-am înțeles o chestie la tine și am observat-o și o confirm, ca lumea să știe. Tu nu ai făcut mereu goluri, live-uri caritabile, ci ai dat din banii pe care i-ai strâns tu pentru tine. Adică tu aveai 100 de bețe pe dreapta, da? Tu te duceai și ajutai omul care, sau un orfelinat, sau o familie, sau nu știu ce. Nu făceai un live și strângeai alți bani separați față de banii pe care aveai tu, nu, să-i donezi. Nu. E, asta am observat-o la tine. N-am înțeles-o,
Nici n-am căutat să o mai înțeleg, am căutat poate de la început să o înțeleg, dar mi-am dat seama, bă, ăsta e felul lui de a fi, știi? Ăsta e Cătălin, ăsta e neveu. Așa e firea lui. Dar sunt revenind acum, multe... ce ai făcut tu? Ce... Sunt foarte multe chestii. Nu vreau să, măcar de s-ar lăuda toți cu fapte bune, să iasă fiecare milionar să se laude cu fapte bune, ar fi o lume mai bună. Dar ieșiți toți, vă provoc pe toți milionarii să cumpărați blocuri și case să vă lăudați care au un bloc de săraci mai mare. Bra, ieșiți în stradă toți. Deci să toți să iasă acum toți milionarii să se laude. Băi, eu am cumpărat 3 blocuri. Da, eu am cumpărat 4. Faceți chestia asta, lăudați-vă că e bine. Cum a făcut Becali. Nu. Da. Eu zic așa, frate, fac foarte multe chestii. Deci zi de zi, fraților. Poate voi nu mă credeți, dar cine știe, mă știe, cine mă știe și merge cu mine pe stradă, știe câți bani dau eu la săraci și câtă lumea ajut. Fapte mai mărețe pe care le-am făcut. Deci acum i-am cumpărat un calculator lui ultima lui băiatul ăsta Andrei Leviu, trebuie să mă duc să zilele astea să îl duc. Zilele astea mă duc la Câmpina, am pus un goal, am strâns niște bani. Ultima faptă bună, ultima, un calculator unui băiat care are o situație mai greuță așa puțin și vrea să apuce de YouTube, să-și ajute părinții, să renoveze și o cameră pe acolo. Am făcut niște petiții de astea care are nevoie reale de bani și așa mai departe. Ăștia am strâns. După care cea mai am făcut istorie cu casa, cu acea casă unde am strâns revenim. 600 de am strâns 600 de milioane cu omul pe care pot să spun că îl stimez și îl iubesc foarte mult și mi-a fost aproape și acum în perioada asta, Adi de la Vâlcea e, deci l-am la suflet maximum, nu poate să mi scoată nimeni, dacă se uită la live-ul ăsta e omul meu, revenim și la Adi mai încolo. Așa, foarte multe chestii am cumpărat, pe fiecare lună luam așa plase, duceam la bătrâni prin oraș, căutam bătrâni, mă duceam la profi, luam câte 10, dar nu, asta nu le mai puneam pe story, nu le mai puneam. Luam plasele, căutam oameni săraci și multe alte chestii, dar mărețe au fost astea, cu casa, cu calculatoare, cu multe alte chestii. Să vorbim despre treaba asta cu casa, dar înainte să zici despre treaba cu casa, cum ai legat prietenia asta cu Adi de la Vâlcea? Sincer să fiu ca un nesimțit cum sunt eu de felul meu și retardat. Eu uitasem că melodia aia cu de ce mă minți, de ce mă minți, eu știu că nu-i ceea, ea lui Liviu Guță. Și eu mintea mea, nu știu ce judecam, am intrat la Adi pe live, că știu că s-a jucat cu Palaș prima oară. Am intrat și eu zic, bă, cine e mă și ăsta, s-a apucat și ăsta de YouTube, ia uite bă, nu m-au cântări. Exact așa a fost mintea mea. Dar și eu nu mă gândeam, zic, m-am gândit și eu, eram, na, poate am avut o zi proastă, știi? Și acum, na. Și mă duc, mă intru el pe live, omul liniștit acolo să juca. Și zic eu, zic, de ce mă minți, de ce mă minți? Se uită pe live, Adi nu răspunde, nu înțelegea de ce. Ce trecu zice ăsta, mă? Aveam impresia că Adi e Liviu Guță. Aveam impresia că Adi a făcut melodia de ce mă minți. Okay. După care am început să-i pun pe ăștia pe live. Ia spamați, băi, de ce mă minți? Se uită omul și că, băi, ce e asta? Și după aia mi-a dat seama, aoleu, am greșit lăutarul, am greșit artistul, aoleu, m-am simțit ca ultimul gunoi de om. Zic, mamă, l-am greșit ăsta, aoleu, ăsta are pentru cine, pentru tine, lângă cine, lângă tine, supărat sunt, Doamne, iarăși. Băi, și a fost o nebunie. Și am început să ne jucăm și i-a fost lui drag de mine, a fost chimia aia mare între noi și s-am stăteam câte 10-20 de ore pe zi cu Adi. Uh-huh. Deci eu cu Adi stăteam, ne intram la 8 PTS și a doua, la 8 dimineața ne culcam. Timp de o lună de zile am făcut chestia asta. Așa, și să continui cu casa, că ai zis că ne-am cunoscut. Da, așa v-ați cunoscut. Și cum a plecat Alive. Proiectul casa, gen? Adi de la Vâlce, eu nu credeam că există oameni sincer ca mine, sincer. Nu că mă lau sau ceva, nu credeam că există oameni care dau din suflet fără ca să primească nimic în schimb. Credeam că tot timpul au un interes. Tot timpul am crezut că, la început, în primele zile, tot timpul am crezut că și Adi are un interes la chestia asta. Adi e blindat, ca să ne înțelegem. Adi de la Vâlcea, nu vreau să vă spun eu mai multe, e blindat, atâta vă zic. E numărul 1. A muncit și e numărul 1. Și un om 30 de ani de carieră, ești nebun, e greu. E chiar, omul e fort. În fine, și când l-aud eu pe Adi îmi zice, bă, uite că am vorbit cu Dan Bursuc, am vorbit și eu cu niște băieți, cu Next Studio, cu domnul, am vorbit cu ăsta, cu Vali Vigilie, să vreau să cumpăr o casă la niște oameni săraci. El cu o săptămână înainte de să afle de chestia asta cu casa, Adi de la Vâlcea, s-a dus și a cumpărat niște plase de mâncare la niște oameni cu o casă vis-a-vis de asta. Vis-a-vis de asta, deci vis-a-vis de familia asta pe care a aflat după aia, știi? Ok. Și după ce a cumpărat plasele alea, a aflat că există niște oameni mai săraci ca aia, vis-a-vis de ei. Și a văzut că casa e amărâtă, că le plouă în casă și așa mai departe. Și mi-a zis mie, bă, uite, vreau să fac un live caritabil de seară, să strâng 5.000 de euro. Eu știam că nu o să-i strângă niciodată la el pe live, pentru că avea 200 pe live constant și eu eram în perioadă când aveam foarte mulți. Și știam că e Comunitatea Unită în perioada aia. I-am propus așa, băi Adi, vrei ca să facem live-ul la mine pe canal?
Și a pus și el semne de întrebare. Bă, cine e ăsta de vrea să facă live la mine pe canal? Nu știu ce. Am explicat vreo 2-3 ore care e șmecheria, că am reach-ul mai mare, că se uită mai multă lume, că avem șanse să strângem banii ăia. El credea la fel cum credeam eu despre el, că el vrea să facă ceva pe urma asta. El credea despre mine că eu vreau să fac ceva pe urma asta, pentru că nu ne cunoșteam atât de bine. Dar scopul nostru real, noi doar voiam să ajutăm. Da. L-am convins, Adi, lasă-mă să fac la mine pe canal, că sigur comunitatea ne ajută și strângem banii ăștia. Bă, lasă-mă că nu știu ce. Hai bine, am bătut palmă. Hai la mine, dual facecam. La mine pe canal. El stânga, eu dreapta. Am făcut live-ul ăsta, am explicat problema oamenilor, au donat oamenii în primele 20 de minute 5.000 de euro, am blocat donațiile la 5.000 de euro, am început lumea să vorbească, să zică, bă, dați drumul la donații, că le luați mai mult, facem și mai mult, le luăm și mai mult, lasă să le luăm rechizite, le plătim netul. Am dat drumul la donații, în 2 ore am făcut 12.000 de euro. În 2 ore. După care s-au strâns banii ăștia. Am fost să luăm casa aia la 5.000 de euro. Casa aia la 5.000 de euro, când am venit cu un constatator, trebuiau băgați în ea încă 10.000 de euro ca să o refacă. Deci erau un... Să duceau toți banii iurea. Deci costa mai mult de făcutul casei decât cumpărarea casei. La care un băiat, Bobby Albu, s-a ocupat personal de familia respectivă cu 4 copii. S-a dus în fiecare zi pe motorina lui și pe banii lui să le cumpere pizza și rechizite și mâncare. Deci cred că omul avea 2 joburi și nimeni nu știe chestia asta, dar o să facem noi un clip la sfârșit să povestim. Bobby Albu ăsta s-a dus aproape în fiecare zi să se ducă de mâncare și așa mai departe. A găsit o casă lângă casa lor, deci nu aia la 5.000 de euro, n-a mai cumpărat-o pe aia, că era varză casa aia. Era aproape la fel de varză ca a lor. În principiu noi credeam că arată bine, dar ea avea decât o singură cameră și restul nu erau renovate, erau cam jale. Dar oricum era parfum față de prima casă în care stăteau ei, că ei dormeau în bucătărie, într-o săliță, în fine. Și am găsit casa asta cu 600 de milioane, asta a doua, și am luat-o pe asta până la urmă, asta a doua. Și s-au mutat oamenii de mult, sunt mutați de mult acum, sunt mutați exact lângă casa lor la 1 kilometru, ei sunt mutați de mult acolo, de cred că la vreo săptămână după ce am luat casă. Care a fost? Cum a fost feeling-ul ăla? Am plâns, frate, toți, am plâns toți, îți dai seama, am plâns, ne-am trecut prin toate stările, a fost cea mai frumoasă perioada vieții mele, am scris istorie. Cum ai simțit pe oamenii care au beneficiat de treaba asta, sincer? Bă, frate, nu știu cum să-ți explic sentimentul. A fost... Deci de nedescris, frate, de nedescris. Deci pur și simplu nu le-am cumpărat un telefon ca să stea pe el și așa mai departe. Le-am luat un loc unde să poată să crească. Noi le-am cu o singură condiție am făcut chestia asta. Adi le-a spus în felul următor. Scuză-mă. Le-a spus, băi, noi vă luăm casa asta, dar o să vă verificăm tot timpul ca copiii să meargă la școală. Copiii aia să meargă la școală, doar cu condiția ca copiii aia să se ducă la școală. Noi vă ajutăm și vă luăm telefoane și vă băgăm net și tot ce trebuie. Doar copiii să meargă la școală. Nu mă interesează ce ați făcut voi. Că nici eu nu sunt de acord cu oamenii săraci să facă mulți copii, pentru că chinuie copiii aia. Fiind sărac și având mulți copii, chinui sufletele alea fără nicio vină. Asta e chestia. Și așa a fost înțelegerea, că eu o să lase copiii să învețe carte și atât. Le-am cumpărat și a fost totul bine. Dar au un sentiment, nu pot să te explic ce trăire a fost. Adică nu o să se mai întâmple niciodată așa ceva, frate. Dacă copilul ăla avea puterea să râdă într-o casă, frate, în care le ploua în casă și erau vai de capul lor, avea puterea să râdă și zâmbea. Stai să caut poza să-ți o arăt. Nu am pregătit, o să o caut puțin 2 minute. Dacă copilul ăla avea puterea să râdă într-o casă unde i-a adus Bobby Albu ciocolată și făcea, mamă, mami, avem ciocolată, mami, uite, uite, mami, asta e ciocolată, mă duc să dau la frații mei. Dacă ei la ciocolată au avut reacția asta și, na, stai că imediat găsesc. Noi nu știu ce scuză mai avem noi, care e scuza noastră, știi? Și eu mă gândesc câteodată, bă, mă plâng de anumite chestii, că n-am să-mi iau aia, dar oamenii care stau în, care sunt în scaun cu rotile, frate, care n-au o mână, un picior, care au o boală locomotorie, care au... Eu sunt bine, am 2002 picioare, pot munci, sunt un om care nu-mi lipsește nimic, am casa mea la 25 de ani și mașină și o soție, am 2 căței, o pisică, ce-mi lipsește mie, frate, de ce mă plâng? Am și momente de-astea și nu pot să găsesc încă rezolvarea, nu pot să găsesc de ce mă plâng. Răspund eu de ce te plângi imediat. Cred că e firea omului să fim așa, gen... Când n-ai bani vrei bani, când n-ai bani vrei bani și când ai bani vrei mai mulți. Asta e o vorbă dintr-o melodie. Când ai bani vrei mai mulți. Oricâți bani ai avea. Uite puțin aici, stai așa. Uite că am găsit și poza. Uite. Dacă copilul ăsta poate să râdă cu gura până la urechi, noi ce scuză avem, frate? Uite, băiatul ăla, dacă el poate să râdă. Da, l-am văzut. Dacă el poate să râdă, frate,
Uitați-vă și voi aici, mâncava-și gura voastră. Uitați ca mâncava-și gura voastră aia de o aveau la început. Uitați ca să mâncava-și. Cătăline, Dumnezeu e sus. Cătăline, Dumnezeu e sus. Uite ca să, frate. Dumnezeu e sus, Cătăline. Și o să vadă toate treburile astea. Și încă o dată felicitări, bro. Mersi, eu n-am apucat să zic niciodată felicitări pentru ceea ce... Nu e numai, ți-am zis. Felicitări la toată lumea care s-a implicat în treaba asta, dar nu... Meritul Adi de la Vâlcea, numărul 1, care a avut încredere în mine și a văzut că facem fapte bune. Și fiecare om care a dat și un euro și un milion de euro, pentru că poate l-a dat un milion de euro, mai avea încă 10 miliarde de euro. Da. Dar poate l-a dat avea un euro, avea 2 euro toți bani. Da, și a dat și... Știi cum e proverbul ultimii, se zbunește pira pe mine cu Iisus? Când un om a cerut de la niște săraci, un om bogat și un om sărac. Și omul bogat i-a dat din o avere foarte mare, i-a dat o pungă de galbeni. Iar ăla sărac, din doi bănuți, i-a dat un bănuț. Și Iisus a venit la el și i-a spus, tu ai dat, o să ajungi în rai. Tu ai dat jumate din tot ce aveai tu, ceea ce înseamnă enorm. Și el este om bun, că a dat, fiind bogat și a dat, dar tu ai dat ceva ce nu aveai. Ai înțeles? Deci el a dat jumate din puțin. Da. Stai asta un pic, te rog frumos, să schimb și o bateria, două secunde. Cred că și oamenii simt la fel, aceeași chestie, o să fie pe premieră. Vă salutăm pe toți de pe premieră acolo. E un mix de feeling-uri, deci am trecut de la agonie la extaz și o să urmeze și alte chestii. Bun, legat de treaba asta cu Adi de la Vâlcea, cu colaborarea ta, cu prietenia ta cu el, că e o prietenie deja. E o prietenie, nu mai e nicio colaborare. Prietenie. Ați făcut faptele astea, fapta asta măreață, ați și legat o prietenie, dar în schimb te-a ajutat și cu încă o chestie, și anume te-a ajutat să-ți începi cumva cariera muzicală. Chiar dacă tu nu o vezi ca o carieră muzicală. Sincer să zic, nu o văd ca o carieră muzicală. Am văzut-o ca pe o oportunitate de a cânta cu doi giganți ai muzicii române. Sunt niște giganți din orice punct de vedere. Zic de ce doi oameni vorbești cu caracter, de Adi de la Vâlcea și Vali Vigelie. Doi oameni cu personalitate și caracter. Am avut oportunitatea să zic, bă, de ce să nu fac chestia asta dacă Adi a zis, hai să cânti și tu să vezi care e șmecheria. S-a ținut de mine, m-a ajutat, a stat lângă mine, a făcut multe eforturi și eu îl apreciez și el, nu știu dacă știe, dar bănuiesc că știe că foarte mult. A venit de foarte multe ori la studio cu mine, special, să vină, să stea cu mine, lângă mine, mă ținea de mână, bă, trage așa, fa așa, ceva ce, astea sunt inside-urile noastre și lumea poate nu crede, dar Adi e un om așa simplu. Ținând cont că e cine, e un om la fel ca voi, frate, adică vorbește la fel cu toată lumea, tratează pe oricine la fel, e greu de zis. Și nu că îl umflu eu ca pe Găscan, că frate, îl umflu cât vreau eu, că e prietenul meu. Corect, și chiar merită umflat acum, pe bune. Chiar omul e... La ce ați cine... făcut amândoi? Cine știe, știe și vede toată treaba. Cum a venit ideea asta? Povestește-ne cum a venit ideea asta de a face o piesă cu el. Și cu sincer, vorbeam noi la Caterinca, să bă, Adi, face și noi o piesă, eram pe Vala, orice băgam atunci era bine, orice scuteam era, am făcut o piesă Ana Gherbura în care făceam Ana Winning, Ana, tot era Ineau, a făcut 100.000 de vizualizări în 5 zile. Piesa are 20 de secunde, asta e piesa, Ana Winning, Ana, tot era Ineau, Gigaway, Ana, tot era Ineau, asta are 100.000 de vizualizări, are 20 de secunde, e o poză mare pe ecran, o poză cu mine și cu Shakira și... Și cântam atât și a făcut 100.000. Adică orice scoteam eram pe Val, eram on the top. Și zic, hai mă, facem o piesă, dar nu știu. S-a dus și perioada aia, nu știu ce. Și a zis Adi, bă, uite, am o piesă bună, cred că te-ar prinde și pe tine. Când a auzit și Vali piesa, Vali Vigelie, care e cel mai bun prieten al lui Adi, a zis, bă, vreau și eu să fiu în piesa asta, știi? Piesa, în principiu, eram doar eu cu Adi în piesa asta. Cu am să te blestem. Asta eram doar eu cu Adi. A făcut și aproape 1 milion de vizualizări piesa, adică a fost o piesă bună. Ok. Și a zis Vali că vrea și el să apară în clip, să cânte și el, să-și facă și el strofa. Și eu am fost și mai bucuros. Am zis, bă, Doamne ferește, îl refuz eu, vă zic eu, am eu ceva de spus. El mi-a spus, Adi, bă, vezi că vine și Vali. Mi-a spus, Adi, bă, e ok, nu e ok, vezi că vine și Vali. Da, bă, stai niște, putea să vină oricine, eu doar de plăcerea de a cânta cu tine și îți mulțumesc că m-ai adus aici în lumea ta. Corect, cum și eu te-am luat în lumea mea cu CSGO. Și Adi m-a luat în lumea lui cu muzică. I-a zis, bă, găsește o repăială, ceva, că uite, ești Caterinca, nu știu. Am făcut chestia asta și bineînțeles a ieșit, mie îmi place foarte mult cum a ieșit din perspectiva mea. Mulți n-au înțeles că eu nu sunt rapper, nu sunt cântăreț. Nu mulți, dar câțiva. Eu am înțeles treaba asta și mi s-a cerut părerea. O să te zic după, hai zi, continuă. Mulți n-au înțeles că pentru mine a fost un experiment. Nu vreau să fac bani din muzică. Dar nu sunt ipocrit să zic că dacă mâine scot încă o urmă, am de gând să scot niște piese, Caterinca, nu vă spun de ce, că să mai fură idei, înțeles? Da. Am de făcut niște piese acum, destul de șmechere, cu mai mulți artiști.
tot așa mi-o încerc. Nu sunt ipocrit să zic că, bă, dacă o să meargă bine, nu o să continui chestia asta. Bă, frate, dacă dă Dumnezeu și mă bagă pe calea asta, bă, poate îmi și place să cânt și să filmez, îmi place să fiu filmat și să fac videoclipuri. Dacă Dumnezeu vrea să mă trimite și pe calea asta, de ce să nu câștig și să mă bag și pe calea asta? Ai înțeles? Corect. E simplu. Să sincer, frate. Bun. Și a tras piesa asta. A prins piesa? Frate, piesa are 5 zile sau 6 zile sau 7 zile și are 930.000 de vizualizări. O, bine. Bine. Are aproape 1.000 de vizualizări și mai puțin de 2 săptămâni. Ce feedback să zic așa ai? La ea. Sincer să zic, majoritatea e un feedback deosebit de frumos. Sunt și câțiva oameni care au spus, bă, frate, cine e băiatul ăsta? Eu inițiindu-mă acum în muzică. Oamenii care cred că îi cunosc doar pe Adi și pe Vali Vigilie, da, și nu te știu pe tine. Și nu mă știu pe mine, exact. Eu am cântat exact, ți-am zis, am cântat cum mi s-a spus, am încercat să dau tot ce pot, să fac frumos. Am fost și puțin de lăsător, sincer să zic, adică puteam și mai mult de atât, ca să zic sincer. Să putea și mai bine, cum a zis și Adi, bă, să putea și tot timpul să putea mai bine. Am fost de mai multe ori la studio, am fost acasă, m-am usit la Drăgăcean, unde am întâlnit și cu X-Lader. Ok. Așa. Și, bă, overall piesa îmi place, o ascult în continuu, toată familia mea o ascultă, tot orașul de la mine deja o știe, toți colegii de la muncă de la tata o apreciază, o ascultă. Feedback-ul a fost fenomenal, adică foarte mulți din comunitatea mea, câteva sute de mii de oameni care au accesat, sunt foarte mândri de mine și îmi place chestia asta și piesa e pe sentiment, e o piesă frumoasă, nu sunt gagici în piesă, nu sunt chestii să zici că promovează sexualitatea ca să faci mai multe vizualizări. Sunt doi oameni, un om în cămașă și un om în training, că eu mi-am luat training gen rapper, știi? Mi-am luat un training, un tricou larg, că n-avea haz să fiu la cămașă, adică ei erau deja artiști, ce căutam și eu la cămașă rapper? Nu există. Un tricou larg, niște pantaloni să fie mai natural, știi? Eu i-am zis lui Adi, bă, mi-au și eu o cămașă, ceva, un sacou, bă, frate, tu nu ești rapper, tu nu ești artist de ăsta. Ia-s, frate, ceva rapper, ai văzut Macanache, la la la. Da. Lumea mă întreabă, bă, de ce ai venit în pantalon de training? Păi de asta, că asta e șmecheria, să te întrebi tu de ce am venit în pantalon de training. Ca să te uiți la piese, să fie elementul ăla. Bă, ce caut ăsta în pantalon de training? Uite-l pe retardatul în pantalon de training. Ceva de genul, știi? Da. Acum o să zic părerea mea despre piesă. Băi, piesa, ei sunt doi oameni care au cariere, zeci de ani de muzică. În schimb, m-a întrebat foarte multă lume pe live de treaba asta, de melodia ta. Nu am ascultat-o pe live, am ascultat-o off-stream. Nu te văd probabil eu cântăreț, pentru că eu te cunosc așa cum ești tu. Eu nu te știu cântăreț, eu te știu gamer, jucător. Dar nu zic că nu ai putea să devii. Mi se pare că pe piesa aia nu ai avut încredere în tine, sincer. Că poți să cânți pe piesa aia. Cred că oare ai fost și intimidat cumva de doi giganți care sunt pe piesă. Da, exact. E ca și cum ar chema pe mine acum, zicem, Florin Salam să fac o piesă. Că îți dai seama că aș fi căcat tot pe mine și bă, aș da... Sunt mental jos, știi? Și de asta. Dar cred că ai putea să lucrezi la tine, la acest nivel. Am zis, acum și legat de treaba asta, te-am întrerupt, nu e prima ta piesă. Ah, da, am mai scos o piesă, frate, cu Paladin, un băiat deosebit și un băiat de mare caracter și valoare, un super băiat, un așa, m-a ajutat să fac piesa, el a scris versurile pentru Melodia Falsă, pe care am făcut-o acum nu știu cât timp, frate, exact după despărțirea mea, am făcut-o sincer. N-a avut neapărat 100% legătură, ca să zic așa, dar a avut o mare legătură. Stai seama, și eu nu știam, zic, bă, hai că vreau să fac o piesă, mai una alta, mai supărat. Na, știi cum e după o despărțire, da, frate, mai supărat, mai una alta. Asta mai... vreau să zic, că comunitatea a fost împărțită pe ambele piese. Au fost oameni care au, băi, către Roxana. Deci prima piesă falsă a avut legătură. Oarecum, a avut o legătură, nu ceva de ură sau... să zică alte lucruri. Știi, a avut oarecum legătură, să fiu sincer acum, că acum nu mai are nicio relevanță, nu mai contează. Eu vreau să încerc scuze oamenilor care ne urmăresc în acest moment și ție nu cer scuze, că n-am de ce, dar vreau eu să-mi cer scuze față de oameni, pentru că cu toți așteptați, sunteți de aproape o oră pe acest podcast sau poate am trecut de o oră și așteptați să intru în subiectul Roxana, Priuța, despărțire, relație. Dar îmi pare rău, nu o să fac și vă zic și de ce nu o fac. Pentru că îl știu pe Cătălin, îl știu că îl deranjează, nu vrea să, nu că nu vrea să vorbim, nu să îl deranjeze. E trecut.
E trecut și cred că trecutul are și el rolul lui și anume să rămână acolo. Tocmai de-aia se zice trecut a trecut, nu mai contează. Deci nu o să intru în subiectul ăsta și puteți să aveți câteva gânduri de conjurături în ele acolo către mine, dar e ok. Mi-am cerut scuze față de oameni. Nu vreau să intru în subiectul ăsta. Da. Că dacă voiam să intru în subiectul ăsta, îi țineam oameni de la început. Vorbeam despre treaba asta, pentru că ar fi un subiect care ar ține omul pe clip. Dar eu nu vreau să țin omul pe clip. Eu vreau să te cunoască toată lumea așa cum ești tu. Pentru că nu te poate cunoaște pe un live stream. Tocmai de-aia și seria asta de podcast-uri, cum ai început tu, la început ai zis tu. De-aia vă aduc aici, să omul să vă cunoască, să știe cine e Cătălin, să știe cine e cutare, X, Y, Z. Bun. Hai să te mai întreb, că mai am câteva întrebări și apoi o să luăm întrebări de la oameni, să știi. Au trecut deja, știi cât a trecut? O oră și 10 minute aproape. Vorbesc serios? Mamă, deci jur pe viața mea. Stai, prieteni, uite cum vorbesc. Băi, frate, deci niciodată n-am, nu mă așteptam. Fii atent aici, jur. Cătăline. E neveu același neveu de dinainte de YouTube? Acum, față de sincer, nu pot să zic că mai sunt la fel ca înainte. S-au schimbat foarte multe chestii. Ce s-a schimbat între timp? Înconjurându-mă de foarte multe persoane și văzând caracterul persoanelor, m-a făcut și pe mine să fiu mai sceptic în privința oamenilor. Nu pot să mai am încredere mai nimeni acum, nu pot să mai am încredere nimeni și nu pot să mai, nu știu cum să vă zic eu, vouă să vă explic. Oamenii, după cum știți, sunt răi. Acum trebuie să cunosc omul, să-mi dau seama, să-l analizez, să stau mai mult cu el ca să pot să mă deschid în fața lui. Asta e chestia. Dar nu mai sunt la fel ca înainte. Din mai multe puncte de vedere, nu pot să mai fac chestiile pe care le făceam înainte. S-au dus vremurile alea. Acum e total altceva. Trebuie să-ți vezi de treaba ta, să muncești, să o vezi și ca un business, să-ți faci treaburile tale, să-ți faci clipurile, să-ți faci editările, să-ți faci live-urile, să-ți faci thumbnail-urile, dacă vrei să-ți meargă bine. Dacă nu vrei să-ți meargă bine și tu vrei să faci altceva, atunci nu te mai chinui și să nu mai ai pretenții de la YouTube. Dacă ai pretenții de la YouTube, pune-mi la asta și muncești. Corect. Corect. Că vine vremea oricui. Toată lumea prinde trenul ăla. Astăzi îți merge prost, peste o lună îți merge bine. Toată lumea a trecut prin tranzițiile astea, cum corect. Și eu și Conac. Eu uns cu alifiile astea destul de mult. Eu nu sunt așa de uns pentru că acum am început să am trenul ăsta. Eu acum sunt în tren, am urcat în vagon acum. Acum am urcat în vagon, acum sunt în vagon. Și apreciez foarte mult pentru că oamenii nu știu că tu erai live atunci și eu închisesem live-ul și noi am avut discuția asta despre podcast înainte de ultima întrebare despre YouTube. O să vorbim treaba asta. Eu ți-am dat ție mesaj și la începutul august, ceva de gen, nu? Da, pe 6 august. Pe 6 august ți-am dat mesaj dacă vrei să vii la podcast. Eu încă aveam impresia că tu ești supărat pe mine. Tu mi-ai spus mai de multe ori, gen, bă, nu sunt supărat pe tine, a fost și a fost, nu mai contează. 6 august, grasul a ajuns acasă, da, vrei să dăm cum? Așa. Yeah. Mi-ai întrebat tu, grasul a ajuns acasă, vrei să dăm un podcast? Așa te-am trecut în telefon de meu, grasul. Da. Bun. Și povestea acestui podcast e următoarea. Tu mi-ai dat mesaj după un live de-al meu. Închisesem live-ul și cred că oamenii te-au spamat când faci podcast cu mine, nu? Nu mai știu dacă m-au spamat foarte mult. Scuze, ok. Și tu mi-ai scris mie, băi, nu fac podcast cu tine pentru că tu în momentul de față ai 1000 și ceva de oameni pe live. Ești relevant. Ești om al momentului și nu vreau să apar eu. Care tu m-ai chemat acum o lună aproape. Apar eu acum ca să devin și eu relevant că stau la podcast cu tine. Știi? Și eu am apreciat treaba asta, dar m-a și deranjat. Și atunci eu ți-am spus pe live, erai pe live, m-ai pus pe... Mai sunat direct. Și ți-am zis, Cătăline, eu nu uit treaba asta. Eu aveam 1000 de abonați, puțin sub 1000 de abonați. Tu stăteai cu mine, Priuța stătea cu mine și erați mari, 60 plus, 60 de mii plus. Aveați sute de oameni pe live, eu aveam 20-30. Stăteați cu mine, mă lăsați să-mi fac nebunia mea și tu și Pri și Pican, chiar și Pican, Crețu asta de vorbă cu mine, Mojo stătea de vorbă. Și Imogen asta de vorbă cu tine. Și Imogen asta de vorbă cu mine și m-a ajutat, a intrat pe un live de-al meu și mulțumesc mult dacă aude treaba asta. A intrat doar să mă caute pe mine pe Omegle să facem nebunie, știi? Și am făcut nebunie, a ieșit și un clip care l-am încă pe canal, un fel de fața canalului. Și a pus treaba asta. Și asta nu poți să uiți, tocmai de aia ți-am spus. Eu pot să am și 10.000 de oameni pe live și tu poți să ai 200. Pe mine nu mă interesează, eu vreau că tu m-ai ajutat pe mine, eu vreau să am o discuție cu tine. Și tocmai asta a fost discuția, asta a fost storytime-ul acestui podcast, cum s-a întâmplat podcastul ăsta. Și acum, așa spre final, am niște întrebări pentru tine, mai separate de YouTube. Bun. Prima ar fi, ce face Cătălin Craiu? Și fii atent, Cătălin Craiu, nu neveu. Ce face Cătălin Craiu când închide live-ul?
Bă, Cătălin Creu când închide live-ul, ca să vă zic sincer, nu mai știe ce să facă, sună toți prietenii să joace tenis de masă. Cătălin Craiu când se termine live-ul, își caută să duce pe la București, pe la Giurgiu, pe la Târgoviște, pe la Topoloveni, pe la Fieni, să duce să joace tenis de masă, să-și caute anturaj. Pentru că Cătălin Craiu e obsedat de tenis de masă și tot ce face în timpul lui liber să joacă tenis de masă. Să joacă, să antrenează, face antrenamente la tenis de masă la București, la în plața cu George Dordon, îl pup. Știi ce ar ce ar face Conacu când închide live-ul? Ar suna pe toți băieții să-și caute anturaje, dar nu sună. Că mi-e frică. Nu mai, da. Nu știu, m-am simțit dezamăgit. Da. De treaba asta. Am avut câteva prieteni pe YouTube, deși sunt relativ la început. Am avut câteva prieteni pe YouTube și s-au adeverit niște vorbe a lui Imogen. Exact. Mi-a zis, băi, Conacule, da, vezi, așteaptă-te că lumea o să vorbească de tine și nimeni nu o să vrea pe bune să fie prietenul tău, știi? Corect. Și s-au adeverit niște vorbe și au vorbit oameni, m-au îmbărligat niște oameni. Și eu acum a sunat niște oameni. Aș vrea să am un prieten, doi măcar, din YouTube, care din breazla asta, vreau să zic. Gen, să am niște prieteni. Da, na. Dar vorbeam de treaba asta, ce face Cătălin Craiu când închide live-ul, pentru că eu te știa, uite, cel puțin când vorbeam noi acum aproape un an, a trecut aproape. Așa. Ce seriale urmărește Cătălin? Ce muzică ascultă Cătălin? Băi, Cătălin Craiu ascultă, ca să vă zic așa, Cătălin Craiu, pe care voi nu știți, Cătălin Craiu ascultă Frank Sinatra, ascultă Tom Jones, ascultă Whitney Houston, ascultă Tina Turner în timpul lui liber, ascultă Pepino Gagliardi. Cătălin Craiu ascultă o muzică foarte veche și aparte, Whitney Houston, asta, multe, multe, multe melodii vechi cu artiști vechi, fraților. Michael Jackson, bineînțeles, gigantul Michael Jackson, ascultă Frank Sinatra, dacă am zis. Deci ascultați melodia That's Life, Fly Me to the Moon, ascultați Dean Martin, Grande Amore, Dean Martin fiind regele showbiz-ului. Așa, deci îmi place foarte mult muzica veche, mă liniștește și îmi dă un vibe de nebunesc, de mamă, îmi place de mor. Urmărește seriale, deci urmăresc, vreau să cred că am un grad puțin superior față de oamenii care urmăresc mizeriile astea după Netflix. Vreau să cred că am un grad superior. Peaky Blinders, Lucifer. Deci, îmi place, da, Lucifer, sincer, din perspectiva mea, mi-a plăcut la început, mi se pare un bullshit. Nu mă judeca, frate, e problema. Mi se pare un gusturile nu se discută, Cătălin. Exact. Fraților, eu, ca să vă zic sincer, mă uit la seriale cum e Dark, seriale psihologice, seriale grele, frate, de seriale foarte grele. Dark, uitați-vă la Dark, m-am uitat la Game of Thrones, am citit ceva din cărțile Game of Thrones, aproape serialul cap-coadă l-am văzut de vreo 4 ori. Și eu de 3 ori. Am văzut seriale ca Vikings, Breaking Bad și seriale de genul ăsta urmăresc, băieți. Iar filme, la filme mă pierdesc total, pentru că la filme sunt obsedat de filme vechi. Sunt obsedat de actori vechi, cum ar fi Al Pacino, este viața mea, Al Pacino, De Niro, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Morgan Freeman, actori vechi, frate, McQueen, deci urmăresc și actori din 1960-1940. Clint Eastwood, da, foarte șmecher, frate, foarte șmecher, da. Actori vechi, urmăresc filme vechi cum ar fi Godfather, filme psihologice, de exemplu, uitați-vă la The Jacket, care este un film de vă rămâne, deci e incredibil, e un film psihologic, un film foarte greu, The Jacket, e Adrian Brody, este un actor fenomenal. Deci, Conacule, dacă vrei să ții mindfuck, mi-am luat mindfuck, Conacule, am fost la film la Joker cu Joaquin Phoenix, ăsta e ăla de a jucat cu Russell Crowe în Gladiatorul, ăsta era ăla rău din Gladiatorul. Deci, Conacule știe că eu sunt, băieți, eu sunt obsedat de filme vechi. Mă lași pe mine să le zic oamenilor cât de obsedat ești de filme? Spune. Să-mi zici dacă zic bine. Deci cât de obsedat e Cătălin de filme? Am fost cu el la mall, în San Plața, să ne uităm la Joker. Ne-am uitat, tot filmul eram lângă el, bine, am căzut cu nachosul la intrare, am vrut să-l culeg de pe jos. Nu mai zicem asta, poate alt episod vreodată. Poate facem un alt episod în care o să vorbim doar despre fazele amuzante, cum a lăsat ăsta cu mașina în parcare la San Plața. Mamă, dacă facem 5.000 de like-uri, povestim doar faze amuzante. Ok, și fiți atenți cât de obsedat e cu filmul. Deci, am fost cu Cătălin la San Plața să vedem Joker. Varianta ultimul Joker ieșit. Ultimul Joker cu Joaquin Phoenix și Russell Crowe în rol principal. Bă, l-am văzut. A stat tot filmul lângă mine și Cunacule, ăsta era. Bă, cunoștea orice actor apărea, la un moment dat era: "Mamă, Cunacule, nu pot să cred, fii atent cum se joacă cu mințile noastre, acum am înțeles de fapt, totul era o minciună." Deci omul era pateu. Și atât de mult apreciază filmele și actorii, încât
a doua zi, în același mall, la același film s-a dus. Bă, și a treia zi și a patra zi. Bă, a treia și a patra numai și, dar a doua zi am dat mesaj, ce faci, mă? Cum apune vine cu, vii cu mine la Joker, zic. Bă, tu te duci la același film? Zic, nu se poate, mă, nu se poate. Deci cam atât de tâmpit el pe filme și pe astea. Și per total, în ce se retrage Cătălin din tot tulmutul ăsta online? Că e un tulmut. Deci v-am zis, ce mă liniștește pe mine la ora actuală? Da, ce mă liniștește pe mine la ora actuală, frate? Deci acum nu mai am timp să mă uit sincer la seriale și la anumite chestii, pentru că am alte priorități în viață. V-am zis, îmi place să mai ajung lumea un alt, dar tenisul de masă mă liniștește. Mă retrag în tenis de masă. Și eu când închid live-ul nu mai am treabă cu calculatorul, e închis. Am terminat live-urile, am închis și am ieșit, am plecat. Okay. Nu mai stau la calculator, absolut deloc. Eu când am terminat live-ul, deci eu stau la calculator doar când fac live, nu mai suport calculatorul. Deci mă joc, fac live, stau la Caterinca cu băieții. Eu când vreau să mă distrez și vreau să fac o Caterinca, am dat drumul la live, m-am jucat un counter, m-am jucat 2-3 meciuri, am închis live-ul, s-a rămas. Debarasat un pic de zona asta online, nu? Am debarasat mai mult de zona asta online, am început să ies pe afară, am început să mă plimb, să văd toată țara, îmi place foarte mult să mă bucur, dacă fac un ban, fac un parteneriat, îmi place să cheltui banii aia, îmi place să foarte mult să mă respect pe mine ca om, dacă vreau să mănânc o vită, mă duc și mănânc o vită, dacă vreau să mănânc de 500 de lei, mă duc și mănânc de 500 de lei, pentru că viața este efemeră, adică trecătoare. Nu știi când, Doamne ferește, poți să mori. Așa că bucurați-vă de, dacă aveți bani, nu fiți chitroși, mamă, lasă că strâng și mi-au aia. Frate, dacă vrei să-ți iei ceva acum, du-te, frate, și ia-ți acum lucrul ăla. Corect. Nu fi chitros cu tine. Bă, vrei să-ți iei mașină, vrea cu una cu să-și ia Skoda Octavia? Și-a luat mâine Skoda Octavia, ați înțeles? Nu stau să strâng eu bani, că poate mi-au alta. Bă, mi-a plăcut mașina, am luat-o pe aia, ați înțeles? Mi-a plăcut vita aia, am luat-o pe aia. Foarte bun sfatul ăsta, să știe. Bun. Nu știu că ai observat acum, dar din ce în ce mai multă lume se apucă de YouTube și față de noi oamenii care avem, nu știu, 2-3 ani în spate, respectiv 3-4 ca tine sau mai mult, ei nu experimentează cum am făcut-o noi. Se apucă direct pentru bani. Asta vrei. Își caută cumva drumul cel mai ușor, știi? Nu experimentează cum am făcut noi, știi? Și asta vreau să te întreb, unde crezi că greșesc YouTuberii la început de drum acum? YouTuberii la început de drum greșesc, că se uită la oamenii care fac bani pe live-uri, pentru că să fac bani pe live-uri, frate, să fac bani grei pe live-uri, să fim serioși, și acum să fac de la 1 milion la 100 de milioane pe un live stream de YouTube, depinde de YouTuber de zidă. Deci pe YouTube se fac, adică orice YouTuber, dacă e puțin inteligent, poate să facă undeva la 200 de euro pe lună, un venit stabil. Orice YouTuber după planeta asta, dacă se apucă de YouTube și are o calitate destul de decentă și îl duce puțin mintea, poate să facă 200 de euro pe lună, frate. Aproape oricine, 80% din YouTuberi, mai ales dacă ești fată, poți să faci bani niște alegerea, nu. Dar depinde, dacă vrei să-ți menții integritatea și demnitatea și așa depinde, mai departe. Deci unde greșesc YouTuberii la început de drum? Deci YouTuberii greșesc că văd că fac alții bani pe YouTube și vor și ei să facă bani și nu mai trec prin procesele alea de maturizare, cum e în harap alb, ați înțeles? Nu mai trece prin procesul de prost, nătâng, ia țeapă de la ăla, dă și el o țeapă să vadă cum e să dai și o țeapă, cazi jos, te mai ridici, mai cazi, după aia începi să urci pe scara vieții și începi să crești. Deci uite așa vine, la început pe YouTube, uite așa e la pe YouTube la început, pac, jos de tot! Un pic sus, un pic jos, iar sus, după aia bum, iar că ești prost și cheltui toți banii. Da, te duci și mai jos. Te duci și mai jos. Corect. Da, mă, da, deci e belea rău de tot. E, și ei să ducă direct, să aibă așa o creștere constantă, frate, de să se ducă rachetă, să facă, dacă ar putea să facă. Și mai mă și întreabă unii, bă, Neveu, da, eu nu fac bani pe live-uri, ce să fac? Păi, dracu-n pula, scuză-mă. Tai tu, zic, băi, dracu, ești nebun la cap, tu vrei, ai pretenții la sute de mii de euro, ești nebun la cap de obraznic ce ești și nu oferi la oamenii ăia, dracu, stai cu cameră de aia de 20 de lei, ești nebun la cap, n-ai o scenă aranjată, un thumbnail și pui CSGO cu băieții și mă întrebă, Neveu, ți-am donat 10 euro, dar nu se prea mai uită lumea la mine. Păi nu ți-am zis, mă, nebunule, să nu donezi dacă ai canalul gol? Ce vrei să zic? Intră oamenii că le zic eu, nu pot să-i oblig pe oamenii ăia să intre la voi. Corect. Înțelegeți? Și lumea vrea bani, să apucă de bani, mamă, pentru că sunt și oameni care se uită de la tine aici. Spune-ne ce planuri ai legate de YouTube. Sincer, să fiu sincer, nu știu ce fac, băieți. Nu știu ce fac cu viața mea în momentul de față. În momentul de față doar cheltui la bani, ca să vă zic așa. Cheltui, nu știu ce fac momentan. Am o viață prea frumoasă momentan. Am o viață frumoasă, băieți. Stau și mă ocup să fac și eu un business una alta, dar nu știu ce fac mâine. Deocamdată sunt puțin rătutit cu viața mea, nu știu ce să fac. Trăiești clipa. Nu știu dacă
Nu știu dacă o să mă apuc mâine iar de live-uri zi de zi. Nu știu dacă o să mă apuc mâine de thumbnail-uri. Am Photoshop, am toate programele de editat. Știu să editez și Photoshop și să fac și thumbnail. Da, sunt leneș. Nu știu ce fac. Nu știu când o să mă trezesc puțin la... Pentru că am tras și eu mult de tot și mă bucur și eu puțin. Îmi culeg și eu roadele că sunt și eu om și am făcut pe toată lumea să râdă. Dar pe mine nu m-a mai făcut nimeni să râdă. Așa că dacă vreau să fac și eu ceva frumos, m-am stăturat să fac pentru toată lumea și eu să nu fac nimic. Am stat numai în casă o pandemie întreagă, făcusem 120 de chile. Aveam hemoroizi, fraților, sunteți nebun la cam, nu vă doresc, ești nebun. Aveam găuri în fund și să moară fratele și nu puteam să stau în curs și nu mai spuneam nimănui. Ești nebun? Da, mi-au trecut. Sunt bine, Doamne ajută, sunt și eu alt om acum. Eu nimic foarte mult pe Ștefan de la Craiova. Okay. Sunt și eu alt om acum, Roberte, nu mai mă droghez acum, sunt și eu alt om. Înțelegi? Nu, băieți, acum mi-au trecut toate problemele de sănătate și mă bucur și eu de banii mei pe care i-am muncit, fraților, n-am dat în cap nimănui, n-am cerut banii nimănui, mi-am făcut și eu parteneriatele mele, promovările mele, așa cum am știut și acum mă bucur de banii ai cheltui. Dacă vreau, cheltui pe toți. Acum am iau, dacă vreau mâine, fac ce vreau cu banii aia, dar prefer să mai ajut și lumea și să mă ajut pe mine. Sunt banii tăi. Facem două serii de păreri. O serie, o parte cu YouTuber și o parte cu jucător de CSGO. Vrei? Da, da, o mare dracu, nacule, cu tine stau până mâine. Bun, hai să facem prima dată. Îmi zici părere, dar o sintetizez scurt, da? Facem scurte. Dacă simți că nevoia să zici două, trei chestii pe atunci, să uită oamenii la acest podcast, da, cu mare drag. Deci, prima oară începem cu jucător de CSGO, adică vorbești doar și pur și simplu de CSGO, da? Da. Părere options. Options, părere, un băiat care a investit foarte mult timp în YouTube, e puțin supărat că nu are succesul ăsta destul de mare. Un băiat foarte carismatic, nu înțeleg de ce nu se uită lumea la el. Are și calitate și tot ce trebuie. Un băiat carismatic care merită mai mult. Un băiat care joacă și bine Counter și carismatic și Caterinca, merită mai mult și nu are șansa asta. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg ce e greșit la el. Altceva. Palaș. Un băiat bun la suflet, un băiat care joacă bine Counter. Lumea și-a format o părere despre el ca AVP-ul României și-a format un brand. Lumea se uită la Palaș pentru că lumea crede că Palaș e cel mai bun AVP din România. Chiar dacă nu e, Palaș e un băiat foarte inteligent care și-a format brandul ăsta. Caterinca joacă bine Counter, e un om sincer, un om modest, un om care ajută lumea. Altcineva. Alin Mocean, a.k.a. Cox. Cox, un băiat pe care am și jucat cu el, am și filmat cu el la început. Bă, sincer să zic, eu m-am certat cu Cox, chiar ne-am împăcat acum câteva zile, n-am mai vorbit cu el, m-a deranjat o fază la el. Bun jucător, splendid, fenomenal de Counter-Strike, unul dintre cei mai buni din țară, top 5 cei mai buni jucători din țară, un jucător foarte inteligent, depresiv, la fel ca și mine, care se chinuie, muncește foarte mult pe YouTube ca să-și găsească locul acolo. Momentan e pe calea cea bună, un jucător foarte bun, dar nu o să treacă de nivelul ăsta de... Momentan nu poate să treacă de nivelul de 400-500 de oameni pe live, pentru că este foarte static, nu face absolut nimic, nu se uită în ochii oamenilor când vorbește cu oamenii și o să ajungă în apogeul vieții lui pe YouTube să aibă 500, 600, 700 de oameni, maxim 1000, părerea mea, pentru un an de zile. Trebuie să schimbe ceva ca să ajungă mai sus. Are toate calitățile, doar că nu e catchy, nu e Caterinca, nu mă uit la Cox mai mult de un meci, mă uit doar că joacă bine și atât. Ok. Românul. Românul, am avut echipă cu Românul, am câștigat și lanuri la Craiova cu Românul, un jucător de Counter, să zic așa, un jucător greoi, dar foarte precis, adică un jucător care nu face senzație, dar își bate foarte mult, își bate oamenii, trage corect, trage precis, este un jucător care știe jocul, gândește foarte mult, dar nu e spectaculos, e greoi, mută, nu e spectaculos Românul, dar bate oamenii și joacă mai bine ca mine momentan și chiar joacă bine. A ajuns, a demonstrat-o. E un jucător foarte bun. Sedan. Bă, o legendă a Counter-Strike-ului 1.6. Toată lumea știe cine a fost Sedan. Dar, sincer să zic, nu-mi place caracterul lui. Nu-mi place, mi se pare o persoană... Nu știu, am impresia că e arogant. Nu știu de ce am întâlnit o dată cu el, a venit la Nexus și mi se părea așa că trata lumea oarecum de sus. Counter-Strike CSGO nu mi se pare că joacă extraordinar, dar o legendă și poate nu mi se pare că joacă bine, poate am eu un beef cu el, nu știu, nu-mi place mie caracterul lui, mi se pare arogant. Okay. Atâta tot. Poate eu o să-mi schimb părerea, nu zic, n-am nimic cu omul, îi urez multă sănătate. Sunt făcute, dar asta e părerea mea, zic sincer, vorbim sincer, asta e părerea mea despre Sedan. Alexa TV. Alexa TV, iubita lui Jaxi. Vorbim de CSGO. Doar despre CSGO. Nu, ca să poate nu știu numai cine Alexa TV, zic, da, iubita lui Jaxi, Jaxi fiind mai cunoscut.
Sincer să zic, am învățat meserie de la Jaxi, calitate live stream, joacă cantăr bine, se uită în ochii oamenilor, este o fată liniștită care nu își arată țâțe, cur, își vede de treaba ei, are oamenii ei, îi merge bine, bravo Alexa TV, părere foarte bună, big up, până acum cea mai frumoasă părere. Knuckle, Antonia. Antonia Knuckle, o dulceață de fată, deci o fată liniștită, o fată care chiar nu face YouTube pentru bani, adică ultima oară când am vorbit cu ea, o fată care a plâns, dar a murit, am povestit noi ceva, a început să plângă, a ieșit după TeamSpeak, o fată emotivă, o fată sensibilă, o fată deosebită, deci o fată care chiar are caracter și personalitate, deci foarte, foarte, o relație foarte bună cu Antonia. Jaxi. Băi, Jaxi e the business, man, e bun. Deci Jaxi e the business, the business. Jaxi, frate, e omul care l-a dus capul, frate. A văzut că se poate face ceva din chestia asta și el a dus-o la nivel profi. Gen, el a tratat toată chestia asta profi. E omul ăla care a investit în toate chestiile, s-a băgat acolo. Fii atent. Am putea să zicem Jaxi egal Shelly? Ascultă-mă. Jaxi al gamingului egal cu Shelly al vlogului. Jaxi n-a crescut, Jaxi a avut o creștere foarte grea. Jaxi a fost foarte multă vreme necunoscut. Jaxi a muncit foarte mult și acum își culege roadele. Jaxi, tot ce îi se întâmplă pentru că a muncit și acest băiat Jaxi își culege roadele. Corect. El face exact ce trebuie. Este un băiat foarte inteligent și face exact ce trebuie. Este mult mai muncitor ca mine. Asta e chestia. Diferența între mine și el e că el e mult mai muncitor. Xelo, un fenomen al Counter-Strike-ului românesc, un jucător care s-a născut cu un talent nativ, un fel de Messi al fotbalului, un jucător care ar avea potențial să ajungă la echipe foarte mari, dar nevrând să plece în afară și stând în România, unde este Counter-ul destul de mediocru, nu vreau să jignesc pe absolut nimeni, n-a reușit să facă performanță la nivelul la care trebuia să facă chestia asta. Se complace? Adică, se complace în situație, îi place să fie cel mai... Părerea mea, Xelo, Guță, să nu te super pe mine, frate. Asta e părerea mea, dacă... În fine, îi place să fie superstarul echipei, părerea mea. Joacă foarte bine, v-am zis, toată lumea știe că Xelo e un talent. Dar i-a plăcut să rămână în România, a făcut performanțe cu Nexus destul de mari în România, dar niciodată nu o să ajungă, din perspectiva în următorii 3 ani de zi, Nexus nu o să ajungă la niciun major, nu o să ajungă o echipă Tier 1, nicio șansă. Ok, urma să zic după Selo, urma să zic Nexus toată echipa. Nexus toată echipa, o echipă bună, ne-a spart pe român peste tot, ne-a cocoșat pe la orice LAN, dar n-a reușit să facă o performanță mai mare de atât pentru că nu știu de ce. Le doresc să facă, adică eu o să zic că lumea, mamă, bă, tu nu apreciezi că au câștigat 100.000 de competiții. Păi asta zic și am pretenții de la ei fiind români și fiind român ca nație, am și comentat, au câștigat și Betano, am fost comentator la Betano, i-am susținut din tot sufletul și n-am nicio treabă cu mulți jucători din echipa aia, chiar n-am nicio treabă. Dar am fost pentru ei acolo, înțelegi? Și asta zic. Nu văd echipa aia, nu văd... Nu e ce trebuie. Nu Exe. Pentru Exe, sincer să zic, eu a fost un jucător bun de Counter, un jucător destul de bun, un jucător talentat, a muncit foarte mult pentru chestia asta. N-a fost bun peste noapte ca Xelo. Putea să ajungă la fel de bun ca Xelo, dar are un caracter puțin mai diferit. Exe e om momentului, adică Exe dacă plângăcios. E foarte plângăcios. Da, și Exe, dacă e prieten cu tine, de exemplu, dacă e mai prieten cu tine, după aia nu mai sunt eu la fel de bun prieten cu el, după aia dacă mă prietenesc eu cu Exe, eu sunt cea mai prieten lui, nu mai e așa de bun prieten cu tine, dar overall e un băiat deosebit și taicăsu e un om, n-am pomenit în viața mea așa, părinte să susțină copiii în gaming. Deci tatăl lui Exe e Nea Gabi, un stâlp, un exemplu de urmat. Ok, ultima persoană la CSGO, Conacu. Bă, frate, să zic sincer, nu știu cum joci, mâncați-și gura ta. Crede-mă că n-am jucat în viața mea cu tine, Counter. Păi am jucat? Nu, am început acum, îți dau 6, 7, 8 no-scope-uri pe meci, fac și eu 30 de bobițe. Deci nu știu. Nu știu cum joci, dar chiar vreau să ne întâlnim într-o zi și să ne jucăm niște matchmaking, frate. Uite, chiar zilele astea. Chiar vreau să te văd. Zilele astea chiar vreau să te văd. Era la Caterin, că mă, asta ultima părere. Da, bă, da, nu, acum trecem la părere despre YouTuber, da? Adică ceea ce fac ei pe YouTube, cum îi vezi tu ca YouTuber, da? Da. Imogen. Bă, sincer, Imogen a fost omul momentului,
Imogen. Nu o să se mai întâmple, face treabă bună pe YouTube, în sensul că bă, omul muncește, vorbește foarte mult cu oamenii, dar îi lipsește și lui multe chestii, bineînțeles. A uitat și el să mai fie om, frate. Pur și simplu toată viața lui e mediu online. Și când ieșeam cu Imogen pe stradă și când am fost la mare, mamă, numai pe telefon, numai... Deci el pur și simplu și-a dat viața lui oamenilor. Cam atât. Acum e prima perioada lui Imogen când este și el singur la București și trăiește și el viața, îi se bucură și el, își culege roadele. Dar per total e un om bun, Imogen, per total. Eu nu cred că va mai ieși în următorul an cel puțin unul, max, nu știu, un nou Imogen. A fost un fenomen, a fost un fenomen, a fost un fenomen. Un fenomen la care și tu ai participat. Un fenomen la care, într-o oarecare măsură, și eu am participat. Bine, da. Sunteți mai mulți, că erați o grupă de prieteni extrem de mare acolo pe Teams. Da, l-am descoperit pe Imogen și am zis, bă, dacă omul este atât de caterincă, bă, hai să-l ajutăm, să-i luăm un calculator. Mm-hmm. Și după aceea eu doar i-am dat startul, nu sunt eu factorul care, frate, eu doar i-am dat startul, adică pot să dau startul la 100 de oameni și nu o să aibă succesul lui. Adică eu n-am investit în Imogen ca să primești ceva în schimb. Pur și simplu, n-a fost o afacere Imogen pentru mine. Trecem la următoarea persoană. Așa. Antonio Pican. Bă, sincer, Antonio Pican, ca să zic așa, a făcut foarte mulți bani din platforma asta, foarte mulți bani. Și și-a cam bătut joc de unii oameni, adică mulți oameni s-au plâns de Antonio Pican. Este puțin arogant și este la vârsta în care nu-i pasă de nimeni. Își vede doar de treaba lui și nu este un om, este copil. Și se bucură de faima asta, podiumul ăsta putrezit pe care stă Antonio Pican la ora actuală. Okay, este un podium care okay. În părere sinceră. Epic Shorty. Hai că mă sună setata, dar las că sun mai încolo. Epic Shorty. Sincer să zic, Epic Shorty e un băiat bun, dar nu-mi plac persoanele ca Epic Shorty. Pentru că sunt persoane plângăcioase care n-au o mare putere. Adică Epic Shorty când și-a pierdut canalul de YouTube, n-a făcut decât să vaite și să se vaite în continuu. Și a cerut oarecum prin clipul pe care l-a făcut, m-a făcut să-mi fie milă de el. Deci, i-am dat share pe comunitate. Da, și eu la fel, i-am dat share, i-am dat aici așa mai departe. Un om, să zic așa, un om care este puțin arogant și un om care m-a făcut să-mi fie milă de el. Și... Okay. Muncește, într-adevăr, muncește, dar nu e pe genul meu, Epic Shorty. Ok. Shelly. Shelly, frate, să zic așa, e un, la ora actuală, cea mai relevantă persoană publică din România. Cam orice scoate Shelly e bine. Este unul dintre cei mai mari YouTuberi din România pe partea de vlogging, nu vorbim de Eliza, asta cu slime-urile și Gașca Trilulilu pentru copii cu câteva milioane de abonați. Vorbim în speță de Shelly. Un geniu, un mic geniu, ca să zic așa, știe cam tot ce se mănâncă, se uită foarte mult prin afară, vede trendul din afară, încearcă să aducă România ce e în afară, se folosește foarte mult de băieții din Five Gang, a reușit să ia din comunitatea fiecăruia câte ceva și el cam jonglează cu marioneta, înțelegi? El e păpușarul, el e un păpușar, un om foarte deștept, care are intenții foarte, foarte bune. Dorian Popa. Dorian Popa, n-am cuvinte despre Dorian Popa, sincer să zic, pentru unii e super cringe, e super cum vreți voi, Dorian Popa a muncit, la fel ca Adi, a muncit foarte mult, lumea este foarte invidioasă că de ce și-a luat casă Dorian Popa de 100.000 de euro, Dorian Popa a muncit pentru casele alea de 100.000 de euro și își culege roadele, poate să-și ia Dorian Popa ce mașină vrea el și Lamborghini și ce vrei tu, nu i-a dat nimeni lui Dorian Popa bani, banii sunt făcuți prin muncă, prin parteneriate, toată ziua să zâmbește, foarte greu să fie energia lui Dorian Popa toată ziua, un om pe care îl respect, nu-mi place foarte mult contentul lui și că face atât de multe chestii pentru copii și oarecum, să zic că se pune și într-o lumină proastă uneori prin clipurile pe care le face, dar overall un om care a muncit și își merită locul unde e, părerea mea 100%. Abi Talent e un om, un băiat, un om, tot așa omul momentului, a început dintr-o glumă. Abi n-a avut bani înainte din ce a povestit el. A scos melodia cu Papuș Guci, omul momentului. A reușit să ajungă cunoscut prin flexul ăsta cu bani, cu faimă, cu cel mai tare și a dat un nume. Când te gândești la Abi, mamă, ăsta e cel mai șmecher în mintea copiilor. Uh-huh. Deci cum și-a format Palaș AVP-ul României și toată lumea știe că Palaș AVP-ul României, așa Abi și-a format chestia asta cel mai tare, cel mai șmecher om, cel mai puternic om pentru copii.
Ok. Și s-a folosit de chestia asta, dar am înțeles că e o persoană puțin cam dificilă și că ar fi și în realitate cum e pe net, adică puțin cam răutăcios. Acum nu l-am cunoscut personal. Am vorbit cu Abi, înainte, după melodia cu Papuș Guci, am purtat câteva conversații și cam atât. Ok. Adi de la Vâlcea. YouTuber. Adi de la Vâlcea. Adi, ca YouTuber vorbim, da? Da, nu vorbim de... Adi de la Vâlcea se joacă și el CSGO acolo la nivelul lui de e toporișcă, direct e, îl plantez în grădină, direct în curte. Se joacă de plăcere. Acum am văzut că e foarte bun actor și se joacă 5M, ne-am apucat de 5M și cred că o să-i meargă bine pe platformă cu 5M-ul. Dar pe Counter nu are nicio legătură cu jocul, se joacă doar din plăcere. El își dă drumul la boții, se joacă cu boții. Și carismatic, râde, face glume, îi place să stea cu lumea la vorbă. Un om care se uită în cameră când vorbește cu abonații, ceea ce asta nu înțeleg, e un lucru mare, tu înțelegi. E foarte important când faci live să te uiți în ochii oamenilor, pentru că e contactul ăsta și multă lume este doar își pune camera într-o parte și stă așa și se joacă. Și nu înțeleg de ce nu e bine și contează să ai contactul ăsta. Ok. Where? Un om la fel de bun ca și Antonia, sau sunt două caractere simetrice, ca să zic așa. Ajută foarte mult lumea, a făcut ceva nou pe platforma asta, a adus comentariul la un alt nivel în România, adică l-a depășit cu BB, l-a depășit pe BB, i-a dat direct respect lui BB maxim, i-a depășit pe toți, nu l-a ajutat nimeni, a făcut singur, a muncit și a editat clipurile și a luat calitatea audio, video și e locul lui unde trebuie și își merită aia 2-3.000, 5.000 de oameni pe care are. Felicitări. Ciprian Lospa. Ciprian Lospa a vrut să fie un fel de legionar al comunității, a vrut să arate adevărata fața youtuberilor, cum youtuberii abuzează de 2 secunde să-mi trag nasul și să mă pun pe mult. A vrut să arate cum youtuberii abuzează și stor copiii de bani. Am primit și un mesaj la Bongo, le-am arătat oamenilor acum câteva zile, am refuzat din start, nici n-am băgat în seama așa ceva. A vrut să arate adevărata fața youtuberilor care fac Bongo, care fac chestia asta și storc copiii de bani și îi manipulează și fac ce vor ei, tratează pe copii ca pe un mic business și să folosesc de prostia copiilor ca să ajungă și a dat un fel de exposed. Dar lumea crede că Ciprian Lospa face chestia asta ca să crească, dar Ciprian Lospa e bine unde are jobul pe care îl are și e barosan. N-are nicio treabă, Cristian Lospa. Deci tot ce a făcut, toți banii pe care a făcut din YouTube, i-a investit în microfon, calitate audio, video. Deci okay. E un băiat ok. Ultima persoană, la părere, Conacu. YouTube. Bă, Conacu pe YouTube, sincer să zic, la început Conacu în goana lui după succes, la începutul carierei sale, puțin exagerat, neștiind care e mersul lucrurilor pe Omegle și ce vrea lumea, le-a încercat cam pe toate, a încercat să se facă și roz în cap, să și danseze, să facă și de toate, să facă jonglerii cu mingea, a văzut, le-a cântărit pe toate, le-a cântărit și stânga și dreapta, a făcut o balanță și Conacu, pe sfârșit, dacă am văzut ce trebuie să vorbească cu lumea, prinzând o experiență, prin toate chestiile pe care le-a făcut înainte, prinzând o experiență, a văzut cam ce vrea lumea și acum știe cum să se comporte cu viewerul, să-l facă plăcut, să rămână pe live. Asta după o experiență destul de mare pe care a avut-o și încercând toate chestiile ca orice om în fiecare domeniu. Le-a încercat pe toate cum și eu, am dansat, am spart monitoare, am rupt tricouri. Le-a încercat Conacu pe toate, a văzut cum sunt toate și și-a format un caracter al lui și o personalitate a lui și face acum exact ce trebuie și ce prinde pe Omegle-ul ăsta. Și nu deranjează pe absolut nimeni. Pe mine nu mă deranjez cu nimic. Uite așa, pe mine, asta mă bucur să aud, da? Nu înțeleg de ce pe unii oameni... Pe mine nu mă deranjez, poți să faci ce vrei. Mâine poți să spargi 100 de ouă în cap, eu mă uit la tine, râd și bun. Nu mă deranjează, nu te judec. Astea au fost părerile mele. O să luăm câteva întrebări de la oameni pentru că ne-am... Deci cel mai lung podcast, știi cât avem? 1:40, măi, Cătălin. Nu poți să crede așa ceva. Mă jur, nici nu știu când a trecut. Ne-am aruncat ochii acum în program și zic, 1:40. Bă, o să luăm câteva întrebări de la oameni și poate o să revenim cu al doilea episod, fanii doar. Nu o să mai vorbim că acum omul te-a cunoscut, ne-au cunoscut un pic pe amândoi, pe tine mai mult, da. Comunitatea mea. Hai să luăm câteva întrebări de la oameni. O să sar majoritatea pentru că sunt de ce te-ai despărțit de Roxana și chestii de-astea, adică irelevante. Da, nu mai deranjează. Nu. Bun, o să luăm câteva întrebări. Silviu Andrei 6 zice, cum a fost primul meci la JLF? Acum sau la primul JLF? Nu știu, primul meci la JLF. Bă, primul meci la JLF, sincer, ne-am băgat la Caterinca la competiția asta, că am văzut că l-a certat Jaxi puțin pe Robi, ne-am băgat la Caterinca, n-am jucat serios deloc, eu am 10 ore în counter, m-am băgat și eu să mă joc puțin, să simt și eu bucuria aia de a mă juca iar cu echipe bune, să fac o fază frumoasă, am câștigat primul meci destul de lejer la 2-3
Și a fost frumos, primul meci. Okay. Primele meci a fost frumos. Cristi 26 zice, care este cea mai mare frică a ta? Cea mai mare frică a mea la ora actuală este frica să-mi pierd părinții înainte de termenul lor. E frica asta de nu vreau să-mi pierd persoanele dragi înainte de vremea lor. Și momentan încerc să fac tot ce pot ca să îi ajut și să fie totul bine. Momentan. Okay. Asta e singura frică. Nu mi-e frică de moartea mea, nu mi-e frică de absolut nimic, mi se par lucruri naturale, dar asta e frica mea. Nu vreau să-i pierd pe ei înainte de termen. Emi551.co zice, cum și-ar vedea viața momentul ăsta dacă nu s-ar fi jucat CSGO? Viața mea, dacă nu m-aș fi jucat CSGO, probabil aș fi fost un om care face șmecherii, probabil aș încerca să fac prostii de alea până ajung undeva să plătesc foarte rău, aș încerca să păcălesc gen la vârsta, gen mă întreb la început, de la început, până la 18-19 ani, până mi-ar veni minte la cap, aș încerca să fac bani din combinații, telefoane, chestii, șmecherii, țepe de astea, să păcălesc lumea, că... gândirea de atunci, mă refer, știi, acum nu pot să spun ce aș face atunci, acum n-aș mai face asta în viața mea, am altă, aș încerca să fac bani ușor și să iau cât mai mult de la bogați și să dau la săraci, ai înțeles? Okay. Să fiu un fel de Robin Hood. Alin Arl zice, ce părere ai despre Fortnite? Fortnite e un joc care îți aduce foarte mare succes pe platformă, dar nu mai ai loc de alții pe platformă, pe Fortnite. Okay. Acum. Sunt prea mulți giganți. 12.David zice, o să mai facă piese cu artiști mari? Da, urmează piese cu artiști, urmează o piesă solo, urmează o piesă cu Florin Baboi și multe altele. Lucian.Roblox zice, mâncarea preferată? Mâncarea preferată, bă frate, vită, deci vită, muș de vită, făcut, deci puțin peste medie, că te întreabă cum îl face. Deci muș de vită făcut bine, spre ars, muș de vită și cu ciuperci de alea, cu ciuperci mari și la grătar. Din ciuperci mari la grătar, o de aia de sparanghel și muș de vită și mănânc de sparg. Johnny Barbieri zice, ai vrea să fii pletos ca Garcia sau Chel ca Minculescu? Asta e unul dintre prietenii mei, un băiat foarte deștept, unul dintre prietenii mei buni. Bă, sincer să zic, asta e o ironie totală, deci a scos două personaje, bă, ăla e, are prea mult păr și așa, sincer să fiu, bă, aș vrea să fiu ca... Cred că se referă la cu păr sau fără păr. Da, mă, da, sincer o să-mi fac implant de păr, băi, deci muie. Ok. Ivan Cătă zice, de ce nu se mai mută în București? Trebuia să mă mut cu Imogen, a fost o neînțelegere, a fost o mare neînțelegere, Imogen a făcut el niște jumbujucuri, s-a mutat cu un prieten de-a lui, trebuia să mă mut cu Imogen și în curând urmează să mă mut la București, asta o spun acum în direct, lumea nu știe, în curând o să mă mut la București. Ok, Roșu Alex 27 zice, ai trecut printr-o despărțire recent, cum ai trecut peste? Mi-am făcut foarte multe relații, după relații, să zic aventuri. Așa, am avut foarte multe aventuri, să zic așa, am încercat foarte multe femei, să zic așa, ca să nu mă gândesc și am trecut. Ok. Laba, fac laba. Cristi 0975 zice, de ce nu mai e prieten cu Palaș? Băi, nu mai sunt prieten cu Palaș pentru că, din perspectiva mea, eu nu știu de ce, eu cred că Palaș mă urăște, nu știu ce are cu mine, frate, cred, îl simt așa răutăcios față de mine și eu am impresia că mă urăște pe mine din sufletul lui, nu știu de unde s-a creatura asta, eu n-am nimic cu el și îți jur, uite, am Biblia lângă mine, frate, deci chiar n-am absolut nimic cu Palaș, nu mă deranjează cu absolut nimic, dar simt presiunea aia că el mă urăște pe mine și nu înțeleg de ce, dar știu, îl simt că mă urăște. Mai avem două întrebări. Una de la It's Cosmin 69. De unde a venit faza cu Ana Gherburai? Ana Gherburai a venit de la băiatul ăsta de la Ploiești, unde am și fost la el, m-am și întâlnit cu el. Cristi de la Ploiești, dacă nu mai vorbește urât, era un clip cu un X6, îl plimba pe el cu X6 și băiatul ăsta, Cristi, a zis, hai, bagă viteza luminii, Ana Gherburai. Și mi s-a părut foarte catchy vorba asta și am preluat-o de la el, am și întrebat, pot să folosesc vorba asta, m-am dus personal la el la Ploiești. Eu nu te-am întrebat, Ploiești. Dar am început să-ți iau și o vorbă, o glumă de-a ta, aia cu 7-8. Bine, eu la tine am auzit-o prima oară. Da, da, am văzut, am uitat la clipul ăla, am văzut. Da, le întreb. Spune. Ultima întrebare, Mirea Emil. Hai, zi, stai. Testul suprem cu 7-8, că le testul suprem al inteligenței lor, vezi acolo, vezi tot. După ce le-ai pus întrebarea eu le iau, le fac un set de 3 întrebări.
ce culoare are laptele, ce bea vaca, de multe ori să pierd la ce bea vaca și cred că acolo e checiu și după aia vine ultima, fatala, 7-8. Da, bravo, da. Uite, vezi, ai preluat de la mine, dar ți-ai pus și tu amprenta. Vezi? Asta zic, my man, asta zic. Da. Ultima întrebare de la Mirea Emil 7, zice, ai avut momente în care vrei să te lași de YouTube? Bă, da, frate, am avut momente când voiam să mă las de YouTube. Chiar eram într-o perioadă foarte proastă a vieții mele, dădeam drumul la live jumătate de oră, le opream live în față la oameni, eram frustrat, nu înțeleg de unde venea frustrarea asta că nu mai îmi mergea bine. Pur și simplu, nici nu mai făceam nimic ca să meargă bine și eram și frustrat că de ce nu merge bine. Știam oarecum motivul pentru că nu făceam live-uri și nu făceam nimic și eram supărat, zic, mamă, deci nu mai tratam, ziceam, bă, nu mai fac nimic, ia uite, se uită la mine 50 de oameni, ba, nu se mai uită, sunt perioade ale vieții, nu pot să le explic. Ok. Cătălin, îți mulțumesc mult pentru podcastul ăsta, cel mai lung podcast, nu știu când a trecut o oră, 45 de minute. Și sper să revenim și cu partea a doua, dacă oamenii apreciază cu un like acest clip, să facem 5.000 de lichene. Bine, oricum, like-urile alea sunt irelevante, doar cât ne arată nouă cumva care e feedback-ul vostru, dacă v-a plăcut sau nu. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată, Cătăline, pentru podcastul ăsta. Sper că oamenii l-au privit cu plăcere. Spuneți-ne în rubrica de comentarii ce părere ați avut. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, la Jegosul Suprem și la Cătălin V, că suntem activi acolo și vă răspundem la toate întrebările. Canalul lui Cătălin în descriere. Și dacă are Cătălin să vă zic un gând de încheiere, îl las pe el. Fiți oameni mai buni și încercați să mai ajutați și voi oamenii. Amărâți că nu îi ajută nimeni. Asta vă de zis, boys. Vă pupăm! Vă pupăm și vă mulțumim! Ciao, ciao! Ciao, ciao.